Salutare, salutare, Edi, salutare, Alexandru, bine ați venit pe live, brodăranilor! Au, te-abia acum a apărut, bă, băiatule. Am făcut o chestie și merge goticul cum îți merge ție la Gothic 3. Salutare, salutare, bună Diana, te pup. Hello, Malgorzata, hello, hello brother. Very good. Salutare Jake, salutare frate, bine ai venit pe live frate. Salutare frate, bine ai venit pe live frate. Respect. Da, băieți. Am făcut și Assassin's Creed. Mamă, să vedeți ce era, bă. Trebuia să-mi dezactivez toate nucleele, bă, la Assassin's Creed ca să fac chestia aia. Mi-am luat creșe acum. Pur și simplu, dacă în zona aia nu dezactivez toate nucleele procesorului, îți dă creșe instant. Cum e carantină? Bă, la mine nu prea e carantină, chiar. Nu e chiar așa rău. Și-am trecut la compatibil Windows XP? Ah, am înțeles, bro. Am înțeles, bro, dării. Da, și unii... Ce vreau eu să vă zic, am rezolvat aia cu Assassin's Creed, am început din nou jocul, mamă, cât am jucat aseară și alaltă seară, să mă arăt tanța. Ca să ajung din nou unde eram. Deci am jucat la Assassin să mă arăt tanțeta. Ce mai faci, Diana? Nu te-am mai văzut de mult. Se face actualizare la ăsta, bă. Nu înțeles. Mi-ar plăcea să ai 235.000 de abonați. Ar fi ceva, nu? Las că bine și așa. Avem 700. 30. Imaginează-ți că ești un ca la final. 730k, da? Imaginează-ți că cavul ăla lângă și 10 faine-i. Da, bă, băieți, în seara asta o să încercăm să terminăm asta Ishtar-ul. Șocabu, nu m-am uitat pe internet să văd un Iusuf, ăla o să-l căutăm acum iară de nebun, că am uitat să mă uit. Dar cu ajutorul vostru poate le găsim, cine știe, într-un final. Hai să intrăm în joc și să-i dăm să zacă, brodere. Sunt odihnit, da, sunt odihnit și am dormit 4 ore. Bine, astăzi am stat adică degeaba, n-am făcut nimic, am stat în casă. Am jucat Apex toată ziua. Și un counter cu Andreuțu, am pierdut ca ultimile noblețe, ultimile nobletes. Nu mai joc cu Andreuțu, că Andreuțu mă deranchează. Salutare, salutare, Alexandru, bro. Nede Mora, Sule, Iusuf, am înțeles. Pe felie se știe, brodării. Iusuf ăsta trebuia să fie undeva prin zona asta. Vedem acum, dacă îl găsim pe Mărlan. Pentru că el a mai rămas. Și am impresia că am greșit și ceva cu Hasan ăla, că aveam o misiune cu Hasan, dar nu mai știu cine ne-o dădea. Dar vedem acum, la final. Că am făcut ceva rău, 100% am făcut ceva rău. Eram atât de obosit, n-am mai știut ce am făcut. Am omorât pe ăla, dar cred că nu trebuia să-l omor, așa de vreme, abar nu am. Da, băieți, bine v-am găsit aici la un nou live de Gothic 3 pe înserate. Seară și la Nemlis, seară și la noi, dar așa e frumos, așa e frumos, tati. Să nu zici că e aici,
Mârlanul de Yusuf. Ar fi culme să fiu așa aproape. Nu, aici era Hasan. Aici e Hasan. Pe ăștia i-am omorât. Și Yusuf de aici... Știu că era aproape de Hasan, dar nu mai știu în ce parte. Nu mai știu în ce parte. Deci în dreapta n-are cum să fie că pe aici venim cu ăla. Nu cred că îi. Deci în stânga ne-a mai rămas să mergem. Sper să fie în stânga. Ba, în stânga, bă. Deci știu că era prin apropierea lui Hasan ăsta. A, pe unde am sărit și eu dacă e să mă arăt tanța. Mamă, eu sunt funiești și trebuia să găsim și un paladin, nici pe ăla nu l-am găsit. Când mai găsim un pocal de foc, naiba mai știe unii și ăla. Nu știu dacă era în Morasul paladinul ăla sau în Bacareș. Cred că în Morasul. Știți despre cine vorbesc, era un paladin și aveam o misiune de el, cu el. Luam un pocal de foc care era pe un păianjen, dar nu mai știu unii. Oh, pe Instagram, bă, n-am intrat pe Instagram de vreo 3 luni. Să mă arăt ancetuca. Dacă îmi dai pe Discord, da, o să mă uit pe Instagram dacă nu e după live. Nu prea intru pe Instagram, asta e faza. O să mă uit după live, bro. Sper să nu uit. Hai mă, Yusuf. Unde ești, mâncați aș gura ta? Salutare, Eduard, bine ai venit pe live. Lasă harta puțin, că poate să te descurci. Ok. Deci aici sunt eu. Mai trebuie să-l găsim pe Yusuf și pe paladinul ăla care avea o misiune pentru noi și găseam un pocal de foc. Da, sigur că poți, normal. Întreabă-mă aici, frate. Dacă nu e ceva personal. Dacă vrei să vadă și celelalte persoane, întreabă-mă, frate. Ia uite, dar ne chinim aici să-l găsim pe ăsta, pe Yusuf. Deci ți-am arătat, aici sunt eu. Nu știu. Aici să fie. Mai îndreaptă, oricum e pe partea asta, Mârlanu, undeva pe partea asta. Bă, și-am zis că mă uit puțin pe internet ca să nu stăm să ne chinuim să le găsim pe mârlănoiul ăsta. Am uitat. Cum fac roze traduce la Gotega? Bă, moderatorilor, dacă vreți să lăsați un link cu traducerea. Că găsești pe Facebook, frate, găsești pe Facebook traducerile acum. Lăsați acolo un link de la traducere, dacă sunteți aici. Prin preajmă. Dacă nu, îți dau eu pe Instagram, bro. După asta. După live îți dau eu traducerile, dacă nu ți le lasă, băiețe. Dacă sunt mârlănoi. Aici nu îs. Nord-est, deci la mijloc între direcția nord și direcția est din Morasul. Nord. Ah. Ce vrei să zici, că e prin partea cealaltă? Înseamnă că am venit greșit pe aici. Da, și paladinul ăla unii naiba îl găseam. Tot pe acolo. Știu că ăla era mai îndepărtat. Eu fac așa, iată, că oricum el e undeva prin, pe lângă ruinii. Spre Beneraj, aproape de Morasul. Da, undeva pe aici, cred că zici tu. Aici e paladinul, bă, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă e și Yusuf. Dar mergem. Mai aruncăm o privire și pe aici. Tabără, aha, da, gata, mi-am să aminte. Yusuful ăla, da, ăla e un sclav, von, dacă nu mă înșel, un fel de sclav. Așa are o îmbrăcăminte de aia ciudată. Odată mi-am adus aminte. Am adus aminte. Da. Și Hasan ăsta, nu mai știu cine ne dădea misiunea aia cu Hasan, că am completat deja misiunea, trebuia să-l omorăm, nu mai știu cine ne dădea
Aoleu, ce drău frame să moară tanța. Nu știu ce ne dădea misiunea. Bă, nati, ce inflamează așa mâncația și gura ta? Snapper. World of Gothic caut ăsta București pe Facebook. România. Fix așa și găsești. E chiar prima postare care îți apare acolo. E legată de traduceri. Ai și la Risen 1, traduceri și la Gothic 1, 2, 3. Bă, dar de ce înframe aici așa, brodări? Că parcă înframe chiar așa într-un hall fără de hall. Ia uite. Chiar că înframează rău de tot, oare fi din cauza ce ți este? Da, de la murat undeva prin zona aia. Da, că a zis ăla că a plecat de lângă ruinii și că s-a dus el în nord. Pe aici nici nu am fost măcar. Super. Super nasol. Salutare, Silencer. Stile în cer. Ne plimbăm prin Varant. Ăla-i boss. Ne-a venit un coace. Ia să vedem. Deci mai în dreapta, cred. Ia pe aici, pe sus. Îl găsim noi, nu-i problema. Trebuie să fie măr la noi pe aici, pe undeva. Uite, aici a fost cineva. Ești nebun și a lăsat un chest. Ce a găsim în acest chest oare? Absolut nimic, a bineînțeles. Surf, nu știu de ce mai meni surf. Am o grămadă de surf. Deci mai trebuie să găsim pe aia 2 și am terminat și cu Murasulul, mai trebuie să intrăm în templu, după care mergem în Ishtar. Acolo nu avem foarte multe misiuni. O să terminăm cu Varanto, cred că în seara asta. Sper. Da, cred că undeva prin zona asta. Deși cred că e mai la dreapta. Aoleu, iar atacă ăștia ca posedată. Bine, înțeles că atacă. Da, mai la dreapta, mai la dreapta. Ajunge puțin și aici sus să văd ce e. Știu că era tot așa o oază, un fel de oază foarte mititică. Bine, paladinul ăla găseam la niște ruini. Erau ușor îndepărtați, parcă s-au în aceeași tabără. Bine, pe Yusuf îl putem omorâ sau putem să lăsăm și în viață. Putem să alegem.
Mai zic că mă duc și acolo, leacă, dar... Mă duce mai târziu. Da, o să mă duc puțin aici să văd ce e. Ce găsim pe aici? Găsim tigri, probabil. Tigranis. Deci am băut o poțiune, vreau de asta. Așa. Urzicanes. Urzicanes. N-aș nu găsi nimic pe aici, să mă arăt anțita. Și iar am băut o poțiune ca bouă, de ce beau poțiuni? De ce beau poțiuni? Că nu prea am multe poțiuni. Da. Aici unde mă duc în niște, cred. Mă duc în Benerai. Au ce muzică faină. Tan 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 tan. Tam tam ta-na-na. Muzica de război. Nu te mai da în spate, mărlane. Mărlane. Da, alea pe Facebook încă sunt acolo. Și se instalează destul de ușor. Tu peștere aici, bro. În asta am fost? Nu cred că am fost. Bine, eu deja mă duc înspre Iștar. Dar aș arunca. Cred că asta e peștera unde îl găsim pe magicianul ăla. Da, cred că aici îl găseam. Așa mă l-am îndepărtat sau... Ia. Sau mai fost deja aici? Cred că mai fost. Ba nu, bă. Tigran, bineînțeles, o grămadă de tigrani. Da, au și traducerile. Ia uite, norocitul ce îmi face. Ia treci tu la colț, așa. Nu găsim nimic aici. Trei tigruți și cam aia e. Salutare, vine, salutare, bro, te pup. Da, nu găsesc nimic. Căca. Căcel. Am put cu mă căcăiela. Nu găsești nimic. Să moară tanțetul ca. Da, hai să ieșim din văgăuna asta săracă și să găsim o dată pe ăla. Că deja ne-am lungit prea mult. Bagă carne, că poțiunile alea... Îți degeaba acolo. Da, da, deci te să o iau mult, mult mai la dreapta. De pe aici trebuie să fie. Bine, cred că era mai ușor dacă mă teleportam eu în morasul. Cred că ajungeam mult mai repede de acolo. Trebuie să fie la unde ăsta. Uite o cruce. Cine a fost îngropat aici oare? Are și o comoară.
Aici găsim ceva șmecher. Presimt. Cred că doar mă încadrez, probabil. Că ai părul lung? Eh. Păi trebuie să le instalezi exact unde ai jocul. Imposibil să nu meargă, deci instalezi unde e și jocul. În partiția unde ai instalat jocul. Bă, nu e aici, că aici mai fost. De aici cred că mai în față, puțin. Aici erau ăștia și de la ăștia știu că undeva mai în față, că mi-am adus eu aminte așa ușor, ușor. Dar nu se vede absolut nimic de ceața asta, jur. Da, mai departe. Bine, tot prin apropiere mă gândesc, nu? Nu. Bine, deja mă duc în altă parte. Îl caut pe Yusuf ăla. Dar nu e aici, mai mult ca sigur nu e aici. Cred că mai e în dreapta. Nu vezi nimic, uite acolo s-ar putea să fie. Astea sunt moarte, deja mai fost pe aici. Și tu. O altă comoară. Măcar găsim comori, ești nebun la cap. O fi la turnul ăla? Nu cred. Cineva pe aici. Știu că nu era chiar departe, dar nici aproape. Cred că la ruinele astea, bro, pe aici pe undeva trebuie să fie. Să fie un foc. Ha? O fi acolo sus, am văzut eu ceva, așa o luminiță. S-ar putea, bro. Aici am mai fost deja, aici sunt alte ruine. Mai e niște snapperi. Am căutat cam toată partea asta și n-a dat niciun Yusuf. Bă, și ce culori așa în ora, nu se vede absolut nimic. Hai mă, dă-mi-l pe ăla mâncatea și curata să fac și eu misiunile astea odată. Mamă, câte comori pe aici, frate, incredibil. N-ai cum să le lași așa. Cred că aici am mai fost o dată. Sau nu, n-am mai fost. Lol. Da, pe geafară, că tot mi-am uitat geafară. Îl mai găsim noi pe Yusuf așa, dacă e. Cred că am să las eu așa. Pe Mărlan. Că nu vezi nimic, trebuie să mă duc să trag în pădure, să nu vezi absolut nimic. Păi, Angel. Iar ajung la murat ăla. Fii mai departe, pe aici. Probabil. Că nu. Cred că am să arunc o privire pe internet sau văd dacă găsim. Locația lui ăsta. Putem de nebun aici. Versiunea nu știu, nu știu. Păi și eu am uitat 10. Chiar nu știu. Normal, acum ar trebui să meargă. Și cu versiunea aia, cred. Că deja mă duc în Ben Sala aici, nebun la cap. Dar măcar omorâm animale. Poate dăm și de ala din greșeală, așa.
Am ajuns seara la niște ruine, pe aici, aici niciun caz nu e. Oh, nu. Mamă, frate, mișto și n-am mai salvat, cred că de când eram prin Bensala. Prin Bensala, prin Morasul. Mișto, bă. Ia să mă uit o leagă pe internet, să văd unde găsim. Yusuf. Location. Gothic 3. Da. Deci, din Morasul. Ba. Ah. Păi sunt foarte aproape, mâncate așa. Aici, în stânga. Sunt foarte aproape, bro. Aici, în stânga mi-a arătat. Lângă ruinele astea. Dar de s-o mor și obizonii ăștia. Au dispărut ăia. S-a mă arătat încetuca. Da, aici, undeva, în stânga, mai jos. Uite un foculeț. Uite un foculeț aici, cred că trebuie. Ia. Nu e nimeni aici. Nu e nimeni, bineînțeles că nu e nimeni. Nu că aici, aici trebuie să mă duc, fix aici. La ruinele alea trebuie să fie. Da, uite. Aici, bă, ești nebun la cap. Eram foarte aproape și nu vedeam cortul. Nu am văzut cortul, bă. Aveți și voi un pat, vă rog. Hai ca o pat dacă e. Hai ca o. Bă, și nu-i nimeni aici, what? Pe unde sunt ăștia, frate, că aici trebuia să fie? LOL? Bă, ești nebun? Da, nu, mai nu trebuie nici aplicație, dai de Steam. Ești nebun? Ia. A, nu e alt cort ăla, bă. La ăsta, cred. Da-ți două corturi. Ce ciudată, jur. Mi-mi arată, ăsta îi arată exact aceeași locație, aici. Lol. Mai fi un corp aici, prin apropiere? Pe care nu l-am văzut eu, oare? Mm-hmm.
Deci e super, super ciudat, bro. El e aici, fix aici el. Se îndreaptă către cortul ăla. Să moară tanța. Aici sunt ruinele. Ok, aici, bă, ești nebun. Amin. Ia uite, sclavonul. Sclavonul e afară, n-are treabă. Și cred că o să-l merlez, bineînțeles. Here, have a sip. Thanks, man. Așa. That feels good. Da. What are you doing out here? Are you a runaway slave? No chance of passing for anything else. You won't betray me, will you? There's bound to be something I can give you. But please let me go. What can you tell me? Everyone is after me. I stole the keys to the temple of Morasul and sold them to some influential people. But before I could sell the last one, I had to run for it. Who in Morasul bought the temple keys from you? I had four keys. The mercenary Kirk paid a lot of gold for one of the keys. I sold one to Ilya, and the third to the boss of the city, Gonzales. What do you know? Cele cinci chipe, oh my god. You said you had four temple keys. Yes, but I don't know how many of them there are. But if it's more than four, the rest still must be somewhere near the temple of Morasul. I see. That means you still have a temple key. Give it to me. All right. I just hope you'll let me live. I have a hunch what you're planning to do. You want to? Da, bun. Let me tell you. A treia cheie va avem. There's a curse on that temple. Una e la orc. Old Nazir warned me about it. He said a great disaster would befall us if the temple was opened. I've been ordered to kill you. Oh hell, take it easy, friend. Please don't do that. I'm sure I can be useful to you. Să-l omorâm, cred că o să-l omor ca să fie treaba treaba. Mereu l-am salvat pe ăsta. Just tell the people in Morasul that I got away. Hey, nobody gives a damn about old Yusuf. I'll just disappear like water in the sand. And you'll never hear from me again. O să dispare în... I'll think about it. Da. Yusuf dispare. No. I accepted the mission to kill you. That's what I'm going to do now. You filthy... May your remains shrivel in the sands of the desert. Now it's your turn. Hai. Vreau să-l omor de tot. Ăla-i boss. Așa. Reputația în Morasul 65. Bineînțeles că îl putea și ajuta. Dacă eram rebel, probabil îl lăsam să trăiască. Dar așa nu. Criminal suntem, Silencer. Suntem niște criminali, n-avem ce face. Așa e Nameless. Cruz și bitrinii se omor dacă faci finte. Ok. What happened? As if the awful heat weren't enough. One has to deal with those stupid beasts as well. I had a campsite over to the north. Then the sand crawlers came one night and almost killed me. One of those things ended up eating all of my stuff. Nami, me de loc. Inima de piatră. I slugged that beast a good one before I ran for my life. That sand crawler should be badly injured. Oh well. I'll never go back there by myself. It's hell out there, let me tell you.
What's a paladin doing in this land? I am here on a holy mission. The Fire Mages sent me on a quest for the Fire Chalices. Yes, and I found one too. That was no piece of cake, believe me. And now my chalice is in the belly of that pușcărie cu tine! La pușcărie! Paladină, doamne, din Petru și Iusuf. Las, că acum Iusuf și bine doarme. Aoleu. Let's go look for your injured sandcrawler. Nimeni nu doarme mai bine ca eu să fac, mă doarme liniștit omul. I know exactly where it is. Follow me. It's da. Payback time. Hai. Not now. Cum not now? Cum? Ia uite ce bine doarme, ia uite, cu capul nesip, ești nebun la cap, fii antenă. N-ai cum să dai. Nu vorbi prostii, domnule Vinil. Stai, Vilestien 2020. Salutare, Alexandru Ceverca. Bine ai venit pe live. Iusuf e șmecher, păi îți dai seama că e șmecher. Uite, are scut exact cameo ăsta. Nenorocitul. Nenorocitul de gruz. Și da, mai avem în comisiune magicianul ăla, deci trebuie să ne întoarcem în ruine, mamă. Pe acolo pe unii era Hansan ăla. Deci acolo trebuie să ne întoarcem în cața și gura ăla. Și niște la vince la misiune, acolo chiar sunt complicate alea. Mai ales că nu le-am făcut o singură dată. Misiunile de niște, o singură dată le-am făcut. Și o să avem probleme și pe acolo. Ce să-i faci? N-ai ce-i face când atacă așa. Chiar n-ai ce să-i faci. Vreau să văd unii ăla, bă. Păi am și unul ăla ciudat. Fie ăsta? Cred că ăsta-i. Da, ăsta-i. Dă-te, bă. Dă-te, bă. Așa. A luat și focalul. Nice. Bag șușu în culiță. Și ăla e tăticule. We look at this. This is my old campsite. Your injured sandcrawler is finished. Good thing too. That beast was possessed by Beliar himself. Believe me. So what about your fire chalice? I am going to need your help again. Cut open that sandcrawler and get the thing out of him. Da. Then take the wretched chalice to the fire mages in Nordmark. Cred că o să duc la șaman, mai bine zis. Asta ai vrut să zici, Cruz. Maybe I'll find some more after all. Ai vrut să zici că trebuie să-l duc la șaman. Și că nu o să vă permiți niciodată puterile de vine. Cred că asta ai vrut să zici. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău pentru tine, brodere. Da, hai să ne teleportăm în Mora sus, să mergem la templu din nou. Am uite câte am de-astea. 5 bucăți, 5 ori 5, 25. În curs să mă linși. Le avem pe toate? Nu cred că le avem pe toate. Sau le avem pe toate? Ia. Avem 11. Nu, mai avem nevoie de unul. Mai avem nevoie de unul, guys. Nu le găsim pe asta ultimul, că nu mai știu. Hmm? Cred că am ratat eu unul, dar nu știu unii. Hmm? Ok, Alexandru, ok, bro. Trebuie să găsesc un Pocalanus. Și nu știu unde îl găsesc, brotării. Show me. Da, hai să mergem la, nu știu, să vorbim mai întâi cu ăsta de aici. Cred că da. Cred că da.
Mora Sul. Cafu, hai să mergem să completăm mai misiunea asta cu Cafu. De că nu e ultimul vocal de foc, e la un magician numit Rucus din jurul Monterii. L-am luat pe ăla. La magician ăla care am elebrat, l-am luat. I did away with the guards. Excellent, father of vigor. Naturally, you have earned a reward. De Mirtana le-am luat de normal. Mai trebuie să fie unul ăsta. Să mai fie unul în varant, pe care nu l-am luat, în varant trebuie să fie. Câți două în varant. L-am luat pe ăsta și mai trebuie să fie unul, dar nu știu unii. Unde ar putea fi ultimul? Cred că tot prin Morasul. Morasul sau Bacareș? La Masil, da bă. Dar unde îl găsesc pe ăla, că nu mai țin minte. Masil. Bă, s-au făcut ăștia portocalii sau numai ăsta? La Masil. Don't cause any trouble here. Got it. Unde îl găsesc pe Masil, că nu mai țin minte? Să moară tanța. Să moară tanța, că nu mai știu, brotherilor. Da, pe ăla nu l-am luat, ăla de la Masil. Probabil, nici nu știu dacă are, dacă mi-a zis Alexandru că la ăla trebuie să fie, nu? Eu nu ce-am trece în vărăm și are el pocalul. Cred că l-am luat de la ăla, am impresia. Poți să-l fur și eu pe ăsta, oare? Da. About the speak. What do you have to offer? Mă duc salvă pentru Gonzales. I bring gold for Gonzales. Odată. Ah, yeah. Gonzales will be pleased by this gift. Gold is always good, but gold isn't everything. Bun. Dăm și un pachet. Mai avem unul, fix unul, mai avem. You are a man of taste. Yes, that will please Gonzales. Here, the stuff comes from Lago. Gonzales will be very pleased with this. Venus. About the gifts for Gonzales. Speak. What do you have to offer? Da, la o alunii, o să dăm tot la ăsta. I am bringing him the Moonblade. The Moonblade, you say? The grand prize of the Arena of Morasul? A useful gift. Bineînțeles că mi s-a luat misiunea aia înaltă. Nu știu dacă am... Cred că da de are potată și neacu făcea misiunea pentru ăla. Cred că am greșit aici puțin. Dar lăsăm așa. Gonzales is very important. If you ask me, you will go far with the Hashishin. If you keep this up. Thanks. That's what I wanted to hear. It is best if you go straight to him. He's expecting you. Da, mișto. Okay. Ilja, hai să mergem. Ah, Ilja, stai așa că stai cu ăla. Am înțeles. Dar momentan nu mai avem misiune. Hai să vorbim cu ăsta. Cu Mârlanu de Gonzales. L-avem și pe Ningal. Ăsta are o misiune pentru noi prin Ishtar. Prin Ishtaranus. You rendered Morasul a great service. Then you probably also know that the Hashishin Ramirez has disappeared. L-am găsit pe Ramirez. What can you do for me? Because you have proven capable. I will teach you the art of magic. Un cadou de la Felipe pentru Gonzales. Armura ușoară cum trebuie, chică. How can I use light armor properly? You have to tighten it properly.
Pull all the laces, strings and straps nice and... Parcă Nameless nu știa chestia asta, treia el să învețe să dea 2500 de gold. Da, știu. Și mă învață să învăț mai repede. Da. I found Ramirez in the field of ruins. He is dead. That is extremely... Cred că ăsta ne va zice că... The ruins are very dangerous, but he knew the danger. He could appreciate it. I cannot imagine that he was eaten by sand crawlers. No. His diet is connected to his mission. Here, this is for you. Bun. What was Ramirez's mission? A shipment of raw ore was stolen from Benzala. Some of it has surfaced at the merchants here in Morasul. I put Ramirez on the matter. He was following a clue. He believed he had found the ore thief, and he probably had. You believe that the ore thief is also the murderer? I want you to stay on this matter. Find his killer and avenge Ramirez. But be sure that you catch the right one. Da. Știu cine l-a ucis pe Ramirez și este vorba de ăla, Hassan, cred. Da, da, da. Hassan. Well. He worked for Nerusul, who is currently staying at Ishtar. See to it that you are granted admission to Ishtar and sort out that Nerusul. I will exercise my influence with Suben for you. I can do no more. Oh. And I assume that Hassan has received his just punishment? I've taken care of Hassan. And the death of Ramirez is avenged. Gold. Here, take this gold. You have earned it. Venus. What exactly should I do with Nerusul? Find out if he really... Da, da, da. Eu nu trebuie să omorâm aticeni, ești nebun? Numai nomazii putem să-i omorâm. E nu chiar greu, nu trebuie să-ți omori prietenii. O să faci și cu... Să omori nomazii, că na, nomazii sunt nomazi, frate. Și sunt niște purci. Hoți. Ce să mai departe. Sunt și nomazi buni, dar sunt și tăieni, suferiți. Salutare, decembrie, a venit. Te văru. Dar și mai are nimic de zis mărlanul. Mărlanoiu. A, vorbeai despre ăla, da, da. Am fost și cu ăla așa la pocalul. Acum mi-am amintit. Am fost și cu ăla Omegalu. Merceantul ăla. Ăla de la Hector, dacă nu mă înșel. Ăla mai avea un... A, nu, ăla avea o chei, n-avea, cred că pocal. Sau avea și pocal. Have you come to bring me a present? None of that. I want to talk to you. All right. You made it into my presence, so your effort shall be rewarded. Let us talk. Tell me about the orcs. Salutare, gameplay și mie, bine ai venit pe live, frățorul. Încă n-am făcut misiunea cu Guru, o să o facem. O să o facem și pe aia. The orcs have come to the desert, although they cannot bear the climate and the... Da, am luat-o ăla, asta de la... Poate nu l-am luat pe ăla. For the next summer, I'm worried about the nomads and their spiritual leaders. Câte chei îs? Pocal din gheldă, din mina de aur, am luat și aia. Câte chei îs în Varant? Două sau trei? Câte chei, câte pocaluri? Focales. Câte îs, două sau trei? Te vă zic imediat. Cred că au urmat 23. If we killed their leaders, the water mages, they wouldn't be half as bold and confident. Două. Da, le-am luat, înseamnă că... Mai rămas vreo unul prin... Normar? Cât ies? Vă găsiți și voi mărit toți magii de apă? Bineînțeles că va trebui să facem și chestia asta, că jucăm de partea hașișinilor, chiar dacă avem reputația aproape deja. Vine la lumea lui Grimm, el te-o recomandă la creșcător de gotic. Bine ai venit pe aici, te pup. Eu cred că nu am luptat pe ăla, bă. Bine. Probabil din... Acum nu știu. What do you want for the key? The
orcs want the artifacts of the ancient ones. No stone undone. Doar Milton. Any price to get in. Ah, stai că Milton, da, și el ne-o dă la final, că a zis că e în siguranță, cred că ăla ne-o dă ultima. Nu? Nu ne-a dat-o încă, am impresia. Mă duc imediat să văd că stare curios. Cred că ăla nu mi-a dat-o, vă. Acum nu mai știu. Am 10.000, brodere. Da. Here's the gold. Give me the temple key. It was a pleasure doing business with you. I hope you'll be smart enough. Oh, nasol. Gold back from the orc. Joc de partea răului, nu știu cum să zic, December. Eu zic December. Zic de partea orice și a hașișului, de partea răului. O să terminăm cu Beliar. E de prima dată și la mine. Nu prea o să-mi placă, dar da. Cu Zuben, cu ăștia terminăm jocul. Ducem până la final, răul suprem. 7. Saturus is their leader and the most important of them. One of them is called Vatras. He too plays a role in the circles. The others are Mixer, Nefarius, Riodian, Kronos, and Medarion. Da. Yes, I remember. I met all of them on the island of Corinus. Well, in that case, I guess you know the best way to do away with them. We'll see. Da, mamă, frate, câte misiuni aici, brodere. Da, ia să mă duc eu până la Milton să văd. Dacă așa e sau nu e așa. Asta e. Cred. Încă n-am intrat, o să intrăm, o să intrăm. În următorul live o să facem, o să omorâm rebeli. Am zis să lăs mai înspre final chestia aia cu Khan. Ia să vedem în ăsta acum, bro. Dau un save. Nu mi-a dat un seamnă că deși aici nebun la cap. Ah, le-a apucat de alt joc driver. S-am franschis. Și am zis, uite că aș face țări la fel. Mișto. Mișto, bro. Nu știu, nu știu jocul ăla, n-am auzit. Da, bro. Mă trebuie să găsim un fucking focal. Din Mirtana, oricum le-am luat pe toate. Cred că n-am ratat pe ăla, bă, și nu l-am luat bine. Deci un pocal era cu paladinul și unul la ăsta, voi ziceți, nu? De asta a zis voi. Cu merceantul ăsta. Cu pișătura asta de aici, de la Hector. Ăla care ne-a trădat. Despre asta vorbiți sau e altul care... Nu feră focalul, că nu mai țin minte. Ah, look here. The new champion of Morasul. I knew you were a sure bet. Wow, I made a great profit. Nu, I am luat din Gildan. La sclavi. La sclavi acolo la templu, zici tu? Îl găsim pe Masila, că nu mai știu unii. Sau aici. Nu aici, la sclavi cred că... Nu, nu aici e Masila, cred că la templu, la ăla, nu? La templu parcă găseam pe ăla. Bă, nu știu, le-am luat pe ordine, în ordine până acum, dar cred că l-am ratat pe ăla. Aici în oraș. În oraș? Deci Homit. Masil. Da, bă, ăsta trebuie să-mi dea acum că-s prost eu și nu i-am mai zis. Da, 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 da. Nu i-am mai zis că l-am dus pe ăla. Așa. Acum ăsta trebuie să-mi dea. Ar trebui. And I happen to know how we can get it. I have a magic ore blank. If we sell it, we will get a hefty sum of gold. What do you think? How much are you asking for the ore blank? Well, you should know that I borrowed gold from a couple of business partners. With the ore, it oh, should Andrei Uzu, be bine ai venit pe live, brodere. Promissory notes. Ai terminat Vice City, să nu l-ai terminat. Promissory notes.
A good deal for both of us. What do you say? I'll take a look into the business with your promissory notes. Good. Here is the ore blank. I would sell it myself, but... Well, if I show up just anywhere with it, I'll get a fraction of its value at most. I see. Doamna Andreuță, datorii și slăbiciuni, misiunea asta... A, ce prost ești. Dar de ce am dat așa din greșeală? A, mă lăgați. Am vrut să dau sfârșit și am dat fără să vreau click acolo unde nu trebuia. Mai bine nu învățam asta cu buzdunărirea. Că mai multe ratiuri am dat. Care dacă învățam și level 3 eram sigur că îl puteam ciordi. Da. E bine că am și salvat. Da, para, para, para. Cum nu ești? Ca asta ai făcut niște curse pe Vice City, cum nu ești fan? Ai făcut niște curse, niminte, Jake Andreuță, niminte, urât de tot. Astăzi a făcut curse și nu recunoaște. Ce facem cu el? E Mărlan. De Mafia 1, cel din 2002. Eu zic să-i apuci de Mafia 3. Care e grafica mai faină, să le nervăm puțin pe Jake. Da, azi din schi că e, da. Da. Ne facem în drum spre aici. Da, bă, și asta trebuie să o dăm la ăla. La Bernardo. Sau la Faleie. Asta e cu e, așa. Fă-te-l o misiunea cu gura, acum să o văd și eu. Imediat, pe urma, că vreau să mă duc și în timp și cred că ne ocupăm de misiunea și ăștia lăsăm pentru următorul live, probabil. Să facem misiunea cu guru. Mă duc în templu din Morasul și băgăm misiunea cu guru, bro. Am găsit pe Ramirez. I found Ramirez. Good. Where is he? He's dead. Ningal is bound to find that interesting. You'd better tell him yourself. So see to it that Nasib. Să mă strici când începe misiunea, că și traduc. Ok. Îți dau mesaj pe Facebook, dacă vrei. Dacă ești activ pe Facebook. Sau te stric, dacă ai căștile. Ok. Să facă de la Indiana Jones. Am jocul, Jack, l-am, am zis să-l, o să-l jucăm. Yusuf the artifact thief. Ah, căștile, ok. You found him. Good work, master of the sharp eye. May this bring joy to your heart. Anyway, Gonzalez will be pleased to hear this good news. Cafu's former guards are history. Good work. I knew you could do it. You also get a fat reward. Da, știu că jucam când eram mic, ăla, Indiana Jones, la un prieten. Era mișto. Am mai început un joc tot așa vechi, de prin 2002. Am făcut un alt row, aproape gata, bine gata, e jumătate din joc am. Tot așa mișto. Gun, dacă ați auzit de jocul ăsta. Gun. Da, ăștia mai zic nimic, nu știu de ce vorbesc cu ei. Nu știu cu cine trebuia să vorbesc. Ramon? Da. I want Masil's promissory note. How much do you want for it? I won't take your gold. You'll need it with the others. And what do you want? Cred că ăla, nu știu acum, că am luat unul. Cred că ăla-i. Să zic, pe discurs, mă, că nu mai știu, că l-am luat de mult timp. Am zis că le joc și nu l-am mai jucat. Nu mai știu care l-am luat, trebuie să mă uit. Ok. Am înțeles, Jack. Grăsuțul e din nou în afaceri. It's all settled. The fat man is in business again. See? That da, am toată seria Mafia, bro. And you'll get a reward, too. I should damn well think so. Here, take this. I suppose this is what you had in mind. I wish you success with the tasks that lie ahead of you, stranger.
later. I have come about Maciel's promissory note. Just a moment. I need to see what I put. Ah, yes. It's 2, let's say 3. Chiar trebuie să te jumătate. 2,000 gold coins. Cumpă 200. You're joking, right? Or you give me a piece of raw ore. You know about the ore. Hey, everybody here knows that Maciel has raw ore. And now he sends you to repay his debt. So, you've heard my answer. Bah, you'd better take care of it yourself. Da, hai să dăm. Here's the raw ore. Excellent. Well, and here's the promissory note. Bine-s. Bine-s, bro, dar cine ar mai trebui să ne... Cred că ne-a dat tot. Nu cred că mai e nimeni. Hai să vedem. Salutare, Steve! Bine ai venit pe live, brodere! Te pup, brodere! Ce mai faci, brodere? Ești bine, brodere? Bine ai venit pe acest canal. Dă un like și un subscribe, că ar fi o lejale. Cred că și asta trebuie să-mi dea, nu? Homid nu e bun prieten cu domnul Maciel. Here, take this. You are now out of debt. Terrific, but those aren't all the promissory note. If I want to do business in this city again, I need da, mai e una. Back. Mai e una, care mai ne vinde? Care, cred că Bondaro, bă. Cred că ăsta de aici. Irge am fost. Remon am fost. Care mai e, mă? Până se plimbă ăștia, frate, în continuu. Irja. Nu că la ăștia am fost toți. Irja, ăla. O mai fi ăla de jos cu apa? S-ar putea. Da, look here. What? Da. Ah, uite ăsta, bă. Give me Maciel's promissory note. Victor. Since you insist. Vreau să-mi zici să te pun la mine pe cala când fac misiunea aia cu Kuro, fac că... Uite și legende, ah, ok, super, bro. Facem imediat și misiunea aia cu... Gruanus. Mai mergem în templu ca să luăm și ultimul artefact. Și ne dăm la misiunea aia cu Kuro. De ce am venit eu pe aici, bro? Nu știu, I don't know. Vaca de Hector, da. Hector! Merlano! Aoleu. Here, take. Oh, thank you. Now I am finally free of my debts. Now I am free to do business in this city again. Take this as a reward and good luck. Bă, nu-mi dă asta, bă? Înseamnă că l-am luat deja. Don't let them fleece you. That happens all too easily in this city. Așa, bă, dăm pe tirul, bă, roadăre. Gladly. Așa. Gata, le avem pe toate 11. Putem să le dăm șamanului, dar o să vedem că nu o să ajungem pe acolo. Da, le avem pe toate. Am crezut că l-am luat pe ăsta de la Maciel, nu știu de ce am crezut de o chestie asta. M-am înșelat. Dar mergem, prieteni, în templu. Ia uite asta ce supărată-i. Mergem să deschidem templu. Avem toate cheile? Mai verific o dată. 5 chei trebuie să am. 4, da, și mai una la urc. O să le dăm urcul, chiar îți tare curios cum funcționează, că îi dau lui urcului. Niciodată nu le-am dat. Cred că o să deschidă el templu, probabil. Nu uitați, prieteni, să dați acolo și un mare like, să facem și noi 20 ligane, așa, bombardiere. Pentru că urma misiunea cu Guranu. Deci dați acolo un mare like, un share. Și la prietenii voștri, ca să vină lumea acolo cu un like forță. Ba da, le dau oricului să văd cum e. Nu le-am dat niciodată, vreau să văd și eu cum e. Dacă jucăm de partea lor, până la capă jucăm. Hai, Andreu, tu bagă share-ul ăla forță la bunica. Să vină bunica pe live, haide!
Zdaj bomo rekel, da je like, bune šaja, bro. Šmare tanca. Kaj nekam dal kje ligata, sa terminalni žoko, bro. Numajo nič ok, da da veš te. Kaj ke numaj deskide niš templu, sta na stari kuros. Sal deskide, vedem akuma. Da mu save. The fearless desert beasts are dead. The beasts are dead. Good. Suddenly things don't look quite so hopeless around here. Here, take this as a reward. Boon. I'm chili patro key. I've got the four remaining keys. Give them here, right now, do you hear? Just a moment. What's in it for me? I must fulfill my task here, and you were a convenient tool. But now that the keys are here, you are no longer a use to me. I see. Da, na chiar așa e jocul, nu trebuie să le dăm. Naici, am crezut că le putem da. Da. Mișto. Te rog, vreau să-l omor. Nu, vreau să-l omor pe ăsta să se facă roșii. Ah, nu mă lasă ca să se facă roșii. De asta mă nervează la jocul ăsta. Că nu se fac roșii din prima. Asta mă nervează la culmea, că nu se fac roșii și îi pun jos degeaba. Deci asta mă nervează, n-ar trebui să se întâmple chestia asta. Dau cu arcul la unul să-l bat. Sau cu magie, mai bine zis. Dă-mă să-i dau eu la ăsta o bucată așa. Hai mă, ca să vadă și prietenii tăi cum te bat eu acum pe tine. Ia vin încă. Bă, îl vedeți pe ăsta, da? I-am dat de ce, da? Ăla-i, gata, amin. Altă viață. Ia deci. Ia deci, bulangiule. Ia de aici, păi tu te joci cu mine, bro. Ah. Am uitat să-mi pun arbaleta aia șmechere. Armura, pardon. Ia deci, bulangiule. Bă, na, unii sunt ai mei, frate. Nomaze. Că doar nu i-am omorât. Da, mișto, nomazii n-au venit să mă ajute. Ce mărlan, bă. Ce mărlan, nu, eu mă bat aici cu orice. Și ei nu mă ajută, nu cred. Pentru asta... No, ai făcut o mare greșeală, oricule, uite așa se face. Ai văzut, da? Fasin, ce faci, broadere? A, ce dă ăla cu arbaleta. Ia, a venit un coapul la îngiule. Hai că mai vine un culo dacă e așa. Hai că băgăm și noi niște heal. Ăla-i. Nu, 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 nu. Uite așa se face. Uite așa. Uite așa. Ai văzut, da? Nu, nu, nu. Ai greșit. Ai greșit șmecheria, bro. Nu mai am stat mine, că ți-a arătat eu ție. Bă, n-a ce dă ăla cu arbaleta, bă, băiatule. Nu mă lasă să dau și o lovitură de aia șmechere. Aoleu. Da. Fugi, bagă, iar ăsta mine. Mamă, ce-mi place cum dă așa Nimris. Cu toporanul ăsta. Uite, iar de ăla cu arbaleta, incredibil. Deci urăsc arbaleta în jocul ăsta. Bă, mai oprește-te. Da. Puțin back, puțin back, că îi dăm cu deces și ar fi super nasol, cred. Hai că mă ajută și Lester, nu mă ajută nimeni, au fugit mă la în jur. Au fugit, nu mă ajută nimeni, bro. Mă bat singur, unii sunt nomazi, eu nu pot să-mi dau seama. Nu, no, m-a dus să-l bat pe ăsta, ăsta trebuie să moară.
No, m-au prins la colț. Iuuu. M-au prins la înghesuială, mărlani. Știi cum nu mă ajută, nomaze? În loc să mă ajute și pe mine o leacă. Uite ce face ăsta, o nebunit omul. N-ai cum singur, bro, trebuie să fugi, iară să vii. Sunt eu cât sunt, dar îmi dau 15 ori centini. Ăla-i. Dă-i să zacă, l-ai minorocit. Ăsta trebuie să moară, ăsta. Blanțiul ăsta, ăla-i. Gata. Dacă dădeam bucata asta, uite asta vreau să o dau. Atât am vrut. Ce bine mă simt. Ia de aici. Ia de aici, nenorocitule. A trebuit el să-mi dea o bucată, frate. A trebuit el să-mi dea o bucată acum. Da. Gata. Da, mai rămas ăla. Ce bătălie! Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați ajutat în această bătălie, domnilor Nomaz, domnule Lester. Trebuie să vorbim cu Lester neapărat, bă, să cerem socoteală, cum adică, pentru ajutor, trebuie să dăm o recompensă ceva la Lester. Ne-a ajutat atâta, ați văzut, și-a riscat viața pentru noi. Cam nearcioa ca să ne-o mănânce. Bun. Puneți nomazi aia, frate, unii Lester, mâncați așcura, da. Unde sunt prietenii mei? Nomazi, erați parcă pe aici, pe undeva. Au plecat aia, sau cine aia s-a întâmplat? Mult la Saturas, da. Vine până la Saturas. Ăștia nu mai sunt aici, nomazi. Aici trebuia să fie. Mai arunc o privire pe aici, pe sus. Da, s-au întors înapoi în Al-Shedim. E normal și normal aici trebuia să fie, mărlănui, da. Mă gândi înapoi în Al-Shedim. Ca ți-aș curat, da. Să le cerem. Bă, am luat-o, credea să mă uit chiar. Sper că am luat-o. N-am luat-o fie antenă. Cum naiba n-am luat-o? Habar nu am. Mișto! Mișto fără mișto. Ba nu, bă, la ultima cheie o are ăsta, bă. O are Saturas. O are Saturas. Parcă. Nu o are? Da. Păi nu avea și el ok, mi-a dat-o deja? Probabil că da. Da, confund, cred că cu partea alaltă, da. Ce nașpa? Și de ce am venit? Că eu trebuia să mă duc la templu din Morasul, da, eu confundam cu asta de niște, da, am confundat pur și simplu. Ești nebun. Ești nebun. Da. Am cumpărat-o, cred că nu am luptat pe ăla, bă. Sper că nu dispare. Ca să trebuiască să dau load din nou. M-am tâmpit la cap. Da, ăla era din templul la Sheldin. Nu știu de ce treacă. Eram cu gândul la Saturas. Sincer. Este templul din Morasul. Dar uite că n-am completat misiunea asta încă. Am cercetat toate alea și mai era o misiune completată. Cred că îți găsesc toate artefactele alea prin Al-Shedim.
Că asta zic și eu, că am luat, că am apăsat click dreapta, dar cine știe? Că era ultima key, că aveam înainte 4. Mai verific o dată. Dar nu, e 1, 2, 3, 4 și mai trebuie una. Că aveam 4 înainte. Dacă nu dau load. Dacă au dispărut ăștia, oricum am dat load fix la ultimii urci. Păi n-are rost să mă duc la alt shading. Uite că n-au dispărut ăștia, ia să mai încercăm o dată. Care e liderul ăla? Cred. Da, bă, uite că nu l-am luat pe ăsta, ești nebun la cap. Nu l-am notat. Da, bă. Nu l-am notat. Ca bou, am crezut că l-am notat, dar nu l-am notat. Da, hai să intrăm în templu, prieteni. Și trebuie să mă duc până la ședim să facem și misiunea aia. Să nu zici că trebuie să găsesc toate prospirea alea, că sunt 100 și 1000. Salutare, Melu, salutare, brodere. Bine ai venit pe live. Drop Freemanos. E pe vinil. Ce se aude? Ce se aude? Bine că aici puteam intra și fără chei. Nu avea nevoie de chei, dar... Ca idee, așa e frumos. Ah, mișto, 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 mișto. Da, hai să trebuie să stăm alea aici ca să plece ăla. Așa. Aoleu, dar nu cred că am. Și dacă am pergament de ăla. Să încerc cu de asta, dar eu știu dacă merge. N-am mană, mișto. Dacă aș și omorâ cu ăsta. Dacă aș și omorâ cu ăsta, știi ce zic? Nu, că așa, așa a făcut și data trecută, trebuie să facem așa, manevre de astea. Nu, că mă duc sus și omor de acolo, să moară tanța. Mai dau un pergament. Dar nu cred că trece magie. Aaa, ce baguleț. Da, trebuie să ne urcăm sus, la mare tanță. Te să vii pe Snake, chiar să încerc acum. Aha. Vedeam să meargă așa. Deschide-te. Ăla-i boss. Vezi cine știe? Cunoaște. Ce misiune la gote? Cred că 1.74 am și eu. Hai, boss. Mai dau un sec că cine știe. Da, la... Cam aceani easy, că dai damage așa până dai damage fără cunoștința atât ce dai damage de rahat. A, uite că nu le-am dat deloc damage la ăștia. Și nebun la cap. Sau te zici după ce intrai în ăștia. Era easy. Păi și cu fireball-ul dădeam o singură bucată la un schelet. Un singur fireball. Și păstra, au iară mumile astea, iară, uite cât damage dau mumile astea. Cam aceani easy, că nu-ți iei damage, frate. Nu-ți iei deloc damage. Ca luptătură ți-ai, uite, serie de astea. Frate, ți-ai serie de astea și te-ai terminat. Ți-ai luat 3 pumni de la o mumie de asta. Să-mi pun și o armură aia, mâncați aș gura ta. Din or Marian. Așa. Și cu cașcheta mi-o pun. Îmi pun și cașcheta. Foiful primului paladin. Let's go, bagă heal. Îmi fut un pumn. Hai că mi-a dat dacă... Ia vină încoa, nenorocită. Ia vină încoa. Ia, ia. Ai faci 20? Nu prea.
No, magicianul în gote 3 e OP rău. Nu, nu ți-e serie de alea. Asta e cel mai avantaj lucru, pentru că dinamicul nu se apropie de tine never. Poți să mai fugi, îți dai seama că fugi, că când vin 30, mai fugi la fața, că dai cu fireball-ul la distanță. Dai cu magie, dai o bucată. Și nu te ia în serie de alea din care nu mai poți scăpa, asta e avantajul la magician în Gothic 3. Dar sincer mai simți jocul măcar ca luptător. Simți jocul. Și când o să jucăm pe Ultra o să-l simțim la maxim, până în creier. Nu te-a vrut în templu, da. Ia mă, ia mă de aici, cu două așa, mamă. Îs nervos. Ia. Ia mă, bulangiule, și tu. Ia uite, vezi? Cam acestea niciodată nu eram înjunghiat, never. Da, și toporul ăsta o grămadă de damage, mâncați așa. Spider-Man. Am Batman. O să băgăm Batman. Îmi place mai mult Batman-ul decât Spider-Man-ul, sincer. Uite, vezi, mumia asta zice că e nebună la cap. De ce dă-i așa, știind că va muri într-un final? Batman ăla e mișto rău. Am jucat niște Batman. E mișto rău jocul. Aoleu, ce mă nervează, frate. Na, ia, să-ți dau eu așa, cu de-astea. Îți place? Îți place? Na, îți place? Nu prea îți place când dau și eu așa rapid. Da, hai să omorâm mai întâi toate astea. Să cumpăr un cal. Cumperi cal? Da. Nu e bine, e bine dacă facem așa la mumii. Au, nu e bine, nu e bine când vine magicianul și îți dă un fireball și îți dă jumătate. Nu e bine. Cred că o să pun eu roba, da, punem roba la ăsta. Ca să avem protecție la foc, punem o leacă roba lui Adanos. Dă ăla cu mâncația și gura ta, dă ăla la damage. Magician cu topor în spate, mâncați așa. De la la damage, frate. Pur și simplu. Aoleu, frate, incredibil. Nu, magicianul ăla n-are nicio șansă. Nici cea mai mică șansă. Dar bineînțeles că e o mumie aici, frate. Uite. Bug, ăsta e un bug în care nu te mai poți mișca, pur și simplu. Deci asta e un fucking bug. Nu mă mai puteam mișca. Cum să nu te miști? Acești de piatră? Măi! Omule, pău! Vă arăt eu îndată pe unii să pișulică găinuța. Imediat. Imediat. Da, bag și poțiunea aia. Da. Să mai dea niște viață. Ca să fie treaba. Și asta de putere. Am băut una de aia, n-ai nimica. Vânătoare și strained. Așa, aia mă, 12 forță și avem, nu o dai. Hai mă, mâncați așa curată. Vino în coastră, trebuie să batem mumia în primul și în primul rând. Mumia. Unde-i mumia, mâncați așa curată, că nu mai e mumia. Hai mă, ruile, nu mai pot să dau cu lovituri de alea. Bineînțeles că se dă în spate mumia asta handicapată. Bine, magicianul și-mi dă o bucată acum. Uite câtă chinuială îmi dă mumia asta mie. O mumie handicapată. Așa e jocul. Când ești aproape dinamic, când încep ăștia să dea în tine, nu se mai opresc, frate. Nu se mai opresc. Da, gata, nu mai are nicio șansă magicianul. Pare rău, domnule magician, trebuie să mori, n-ai, n-am.
Asta e viața ta. Da, îți place? Îți place acum? Mai dai cu magie? N-ai să mai dai tu cu magie, never. Da, torța. Torța de vină și bineînțeles că avem coroana lui Adanos. Avem toate cele 5 artefacte, misiune îndeplinită. Putem să terminăm jocul când vrem noi de acum. Bine, mai trebuie să mergem să-l omorăm pe Zuben. Da, nu-l vom omorâ de data asta, pentru că altfel îți tare curios cum va decurge lucrurile până la final. Vreau să pun și o coroană, că asta chiar arată mișto. Arată mișto chiar și cu asta. Da. Bun. Să-mi zic, ești și asta, mâncați așa gura ta, 4, ce să pun pe 4? Pe 4 ar trebui să pun... Ce să pun? Că n-ai ce pune. Un pergamin ceva, nu am? Mă depun ăsta pe 4. Așa, ca să nu mai fie echipat arcul ăla. Bă, mai vreau să fie echipat. Arcul, așa, ca să fim și noi ca lumea. Ok, am luat și ultimul artefact. Mai prind și o torță, că nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie să găsim artefactul lui Bulangiul ăla. Să-l ducem. Salutare, salutare. Cine e salutare? A, legenda, a intrat legenda aici. Respect, brother. Cred că aici găsim ăla, da, artefactul lui Ilja. Ilja, Mrlano. Și aici ce avem? Absolut nimic. Am uite câta sânge aici. Sângele lui Felipe. Atârnă de un perete. Da. Ușa templului lor. I can't do anything here. Poate cade asta pe tine, bro. Fugi de aici. Hai să ne teleportăm în Morasul. Cine fan Felipe să ridice mâna sus. That's how it's gonna be. Da, hai să mergem la Ilja prima și în primul rând. Cât reputați am în Morasul? 85. Da. Ce misiune ar mai facem 100% acum cu artefactul ăsta? Nu cred. Bine. Here's your ancient vase from the temple. O să facem și goate 4, Cătălin. Mai încolo. Trebuie să mi-l iau așa. For how long I've been after this. So we're even now. But I'll tell you what. I will give you something extra because you kept your promise. People like you. Da, nu există goate 4. It's been a great pleasure to meet. Hai să zicem altfel. Să zicem Negotic 4, Negotic 4. Ai pierdut pe Aghila sau cum o chema pe tante? Aoleu, că am uitat, da bă, am uitat să o iau pe aia. Dar n-am pierdut, am uitat să o iau, să o duc. Că puteam să fac și chestia aia, nu știu dacă mai merge acum. Nu cred că mai merge acum. Dar mă duc până la murat, să văd dacă, că acum mai polua. Am uitat bă de ea. Am uitat să-i duc o gagică la Gonzales, da. Cred că aia am dat de-a reputație 15. Arcania, da, și cam un Arcania. Și cam și un Arcania, brotherilor. Vă stare curios dacă mai pot să-i aduc, nu cred. Nu cred că va mai merge, dar... Vom vedea, măcar să o avem. M-am dus bine, m-am dus pe naiba, nu m-am dus deloc bine.
Băi, nu cred că am luat-o bine. Bă, Murat. Acolo e Murat, nu e acolo Murat, că era mai aproape, aici. Acolo e Murat. M-am învârtit ca bou. Mizirea, uite-l pe Mizir. The temple has been opened. The horrors have awakened and they cannot be stopped. Da. 20.000 are, mamă, câți bani. Ia uite-l și pe ăsta, toți aici au venit. Mâncați-a și gura ta. Oh, she's good for many a memorable night. Dar nu știu dacă mai putem da la ăla la naiba. The boss of the city himself. Sau poate merge, nu știu. Uite-l acum. She will follow you from now on. Alima, pa da, misiune nouă, hai. Hai zi, dacă putem să o ducem, eu cred că merge. Dai și mie mod. Nu, no, stau. N-ai voie. Te văd. Hai, domnișoaro. Uite, asta e Stefania. Asta e cea mai bună. Gagică. Din tot varantul. Nu, no, cu Stef. Renunțul pentru tine arcând. Da, bă, băieți. Mai avem o singură misiune în Morasul și aia ar fi să mergem la magicianul, ultimul, nu, penultimul magician. Și să completăm, bă, pune naiba, am luat-o, pune treacă, m-am dus, da. Și să mergem să omorâm toți zombalăii. Cam aia ar fi ultima misiune. Și de Ishtar o să ne ocupăm în următorul live, o să facem un live cu Ishtarul și eliberarea deșertului probabil. Să vedem ce timp o să mai avem. Dar nu cred că o să mai rămânem cu foarte mult timp. A, nu o să iau cu Metin, v-am zis. LOL, Metin. Jocul de strategie, nu zice genul meu. Eu sunt pe shooter, frate. Ca multiplayer. Eu sunt pe Counter, Apex. Genul ăsta, nu spui strategii. Să zic așa. Sau Dota, jocurile alea. Îți mișto, dar nu-s genul meu. Oh, domnule Hashishi, nu mai zici absolut nimica. A, nu e chiar de strategie, nu e genul meu, știu cum e. E tot așa ca un fel de... Zici că e gote câteodată, dar nu e genul meu. Ca multiplayer mă refer. Nu mai joc multiplayer genul ăla de joc. Am încercat mai din mult, știu o dată, dar nu m-a prins. E ce să mint, dacă nu m-a prins. Dar nu am stuff. Hai, zim că merge, să-l dau pe Alima. Nu merge, uite că nu merge. Poate mă duc să-i dau direct la Gonzales. Direct la el. Ar fi super. Da. Hai, Alima, hai. Poate Gonzales va dori să te aibă. Nu, bă, nu merge. Nu mai merge. Da. Și tu. Da, nu mai putem să o dăm la Gonzales, ia înainte, la naiba. Pișitură.
O luăm pentru noi atunci. Da. Alima, mâncați-a și cura ta. Na, trebuia să meargă și după aia, adică ce are? Nu-i mai place după aia? Da, nasol. Așa, aia era ultima misiune la naiba. Cu Alima fătăleața. Fătăleața. Dacă la ăsta trebuia să-l dau la boul ăsta. Din Asip. Alima, rămâi aici. Nu mai am nevoie de tine, gata. Sau hai să o luăm după noi. Dar cred că se va pierde. O luăm după noi așa ca să fie treaba treabă. Da, din păcate, încă o misiune eșuată pentru că am uitat de ea. Pur și simplu am uitat. Am uitat să îi dăm să zacă. Ai. Hai să ne îndreptăm către ultima misiune care o mai putem face. Și aia ar fi să mergem la mașinile de apă. Era și o nomadă acolo cu care trebuia să mergem. Iar trebuie să mă duc prin ruinele alea mâncate și cu urița ta. Da, știu unde măcar. Și după aia ne ocupăm de misiunea cu Guru. Asta oricum nu e lungă misiunea. Omoră niște zombalăi, o să ne facă plăcere. Nu mai sunt după Alima ca asta până vine, probabil. Mai stăm un an și jumate. Chiar ce level sunt? 71. Nice. Și n-am eliberat niciun oraș. Bine, faci 100 ușor dacă vrei să omori tot așa dată. Faci 100 lejer. Oricum am mai rămas și în Mirtana vreo 2-3 peșteri pe care trebuie să le merlim acolo. Sunt o grămadă și pe acolo. O grămadă de pișături. Aia de lângă Ardea și mai e una lângă Montiera, unde erau bandiții aia. Deci acolo găsim o grămadă de ante, facem la XP. Două leveluri facem și pe acolo. Facem 80 și peste 80. Așa, Izilianus. Dar ăștia sunt zombalăie, după cum puteți vedea, după ce am deschis templu, ăștia s-au respawnat. Dar nu mai știu dacă îl găseam eu pe ăla, asta e faza. Nu o să-i omor acum că vin cu magicianul. Deci nomadul ăla era undeva prin zona aia, țin eu minte. Bă, na, care-i sorta de când real life sau e așa, zici tu că o cunoști pe online? Care-i sorta, gen așa, sau? Ți-și tu așa că e. Aaa, mă gândeam că chiar e sora ta. Că am văzut că tu zici sora ta. Mă gândeam că chiar sora ta. Și ce zic? Da. Ok, hai să vedem, nomadul ar trebui să fie aici, dar nu știu dacă mai e acum. Sper să fie acum, na. Acum, na. Om vedea. Nu uitați, prieteni, să dați acolo un mare like, un subscribe și un share și toate cele bune, respect, papa. Dar facem imediat misiunea, o singură misiune mai am de făcut și mergem la aia cu Guru. Până unde e nomadul? Aici ar fi un nomad, bă. Da, a dispărut ăla, văd că. Aici trebuia să fie nomadul. Ba da, uite-l, bă. Și nebun la cap. Merdarion, așa, e ultima misiune din Morasul. Therefore, it's a good thing if you know how to protect yourself from the heat. Take me to Merdarion. Follow me, wanderer. Hai. Ai mai jucat Ui, mai pe ce serie nu am mai jucat? Am jucat competitiv. Astăzi un face it, am jucat cu Andreuțu. Am pierdut. De la 10-4 am condus. Andreuțu a dat rage.
Poți să tai, să vedeți. Rage era acolo cu Andreuță. Bun venit la Rage cu Andreuță. Iar. Cred că și pe ăsta trebuie să-l omorâm. Avem o misiune, cred, să-l omorâm și pe ăsta. Ia să mă uit o țelă la quest-uri. Așa, hai să vedem că avem o grămadă de misiuni. Am arăsat ora asta așa, bla 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 bla. Cale așa, Alima, asta nu putem combata niciodată. Explorează ruinile din Al-Shedim. Da. Asta e pișătură. O să mergem să mai cercetăm. Ok, asta e prin Ishtar. Ishtar, afacerea cu Bastil, tot așa nu o putem face acum. Vânătoarea de recompense, Yes Pass. Bă, nu l-am găsit încă pe ăsta. Yes Pass, unde e naiba ăsta? Sau ăsta e? Da, 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 asta mai rămas. Asta e Caior. Nu și ies pas pe aici. În cația și cura ta nu e. Welcome. Murdarian has already told us a lot about. Unii e ăla, bă. Ready to fight for you, Decider. How else can you show me your support? I can share my knowledge with you. Da. It's time to attack Mora Sul. Yes, that's right. Let's put an end to the slave drivers. Follow me to town. We'll meet outside the gates of Mora Sul. Misiunea anulată, bă, nu așa, nu așa, bro. Ăștia se duc deja, nu cred, bro. I'm glad that I'm stupid. Ah, aleu. Șale. Yes Pass e super aproape de Benerai. Da. O să mergem să-l merlim atunci pe Nătărău. Cred că dacă mă duc cu ăștia se fac aia portocalii din Mora Sul, dar aia vedem. E nasol să joci ca orice, jur, e foarte nasol. Să joci de partea hașișii, nu așa, nu știu, mi se pare super nașpa. Că vrei să faci asta din o mască, ai mai multe misiuni. Hey you, what are you doing sneaking Welcome. Around? How? Da. Here we are. It's a good thing that you have come, Mark. I'm glad that you've come. Merdarian. What are you doing here? I'm studying the writings of the ancient ones. You found the artifact. Very good. If you are looking for Satyrus, he is camped near the temple of Al-Shedim. La cea mai bună, da, și încă 9 oameni, ești nebun. Pentru că n-am făcut reputație cu orice. Mi-am zis că aici, în partea asta, Hashishin, o să joci de partea Hashishin. Mi se pare super nasol, că se omor, face, ce e să omor? Nu, mir și atați așa, dacă vreți să faci strict. Gameplay, să nu mor hașișine deloc. Super nașpa. Tell me about your studies. You should acquire super nașpa. The old magic is a powerful weapon. I can only give you what I have found. The old Mizir lives in the ruins. He deals with ancient artifacts. I have told the nomads about you. When they heard of your heroic deeds, I could barely hold them back. If you are planning on attacking Mora Sul, you can count on the help of the nomads. They all want to fight at your side. Vezi ce fain era așa. The temple of Mora Sul is open. Yes, that was impossible to miss. The dead are wandering across the land, raising everything and everybody to the ground. We must put an end to the chaos. What can we do? The hordes of the undead are led by 5 undead commanders. If they fall, we can prevent the worst. Let's battle some undead. Yes, let us go forth to battle. The commanders of the Ancient Ones do not belong in this time. Their rule has long since passed. Follow me.
Da. Hai să mergem. După aia facem misiunea cu Guru și cred că mai avem timp, că abia 11 jumate. Aia cu Guru o facem în jumătate de oră. Avem timp încă o oră la dispoziție, cred că apucăm să mergem și prin Ishtar. Puțin, măcar să fim acolo în apropierea Ishtarului. Să facem misiunea alea pentru... Neferis, parcă găsim acolo, e ultimul magician din deșert. Da, Neferis, el a mai rămas. Tot ceilalți am vorbit deja. Și ce frumos era ca magician. Mergeam, îi dădeam o bucățică, Izilianos, Pizilianos. Așa, oricum îl avem pe Merdare, nu o să dea ceva, o să dea ceva damage. E puternic, e puternic. Mamă, cât a zombat de una, că vin mumiile alea. Nu-s mumii. Și uitați-vă la puterea lui Merdareon. Dă damage frumos. Mă las seama când eram și eu magician și prăpăd de la aici. Așa Meliane să mă dau și înapoi, câteodată. Dar așa îmi place când face Nameless, de aia nici nu mă dau înapoi. Până... Mă doare capul de la șapca asta. Dar și în capul golul ăla, ca așa. Chiar dacă îmi stă părul ca naiba. Mă doare căpățâna, am purtat șapca asta toată ziua, ești nebun. Mă doare capul. Te ajut, Merdareon, bine l-ai înghețat, vine bucata, vine bucătanus. Îmi place cum dă cu înghețul, mamă, când dădeam și eu cu ice-ul ăla, frate, și după aia cu fireball. Ce-am ravage, combination. Mumie! Unii magicianul meu, uite, bă, Merdareon, dă timp. Pișătură. Ești o pișătură. Eu mă bat aici și tu stai să te uiți la mine, nesuferitule. Traduc o mitică pe fundal. Ha, mă, ce are ăsta? Aoleu, era asta. Just don't get it, do you? Da. Știu. Bine, bine, vreau să-mi dau și o bucată de asta așa ca lumea. Ăla-i. O să încerc să fac și un modul ăla chiar la Gothic 1 să vedem dacă merge stare curios 4K-ul ăla. Ar fi ceva să băgăm un mod de ăla să vadă așa șmecher. Nu știu cum se numește și în aclamă în spisăr ăla sau cum ai să-i zice Spir, așa, Spir parcă era programul ăla. Sper să fie acolo. Merge oare? Om vedea. Să ne jucăm și noi gotica lumea. Să ne jucăm așa cu claritate, frumos. Joc din 2000.
1 și pe un calome. Deci 2018. Hai domnule, hai domnule, mi-ar dare un us. Spine așa. Mire, uit. Ha, mă, iar trebuie să-mi zici tu mie ceva. Da. Și facem ceva reputații cu nomaze, guys, ajutându-l pe Merdarion. Care facem? Facem 50 exact cât avem și nevoie. Vedeți și voi. Faci reputații cu nomaze, poți să faci și reputații cu cașii și 50 cât ai tu nevoie. Dacă vrei, fără să-i omori și pe magici. Omori doar nomaze, pur și simplu. Unii dintre ei și ai. There's another one of those damn beasts. Mamă, ce-aș fi dat unde ăsta, mă, cața și ne-a capuc, îți bombardier. A, n-am, n-am ană. Vreau să dau și eu unde ăsta, dacă se poate, brotherii. Dau și eu ceva damage, ia. Hai că am dat dacă-i. Lasă-mă, bă, să dau și eu un pergament, mâncați-aș gura ta, odată în viață. Hai, toată lumea pe mine, toată lumea pe mine. Hai! Bam! Mamă, ce damage am dat să moară tanța. Deloc. Ia uite ce damage am dat, mâncața și gura ta. 1 viață. 1 viață ca pe Counter. A văzut și mi-a dat eu 1-1. Nice! Da, merge, dar nu, nu cât de FPS eu, să nu dea crash, la, de asta mă tem eu. Să fie crash, bug-uri de astea. Că FPS eu râs, nu-i problemă. Am avut în ăla care, în teaserul ăla de goticul ăla, am avut 30 de FPS ori. N-avem în astea. Să zic, ce barează ăsta, nebun. La secunde, da, e Merlan, e Merlan. There are more of the beasts. Hai, 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 hai. Hai că am treabă, am și alte treburi, trebuie să fac o misiune în seara asta, guru, dacă nu știi. Sunt foarte șmechere. We've almost, come on. Atunci îmi faci reputație cu nomaze 50, piste 50. Da, ale foarte prost optimizat pe niciun joc. N-aveam așa puține FPS-uri care niciun joc. 40-30 de FPS-uri. Și cu toate pe lău am încercat tot atâtea FPS-uri aveam. Deci că era grafica lumii, ești nebun la cap. Și nici grafica nu mi s-a părut wow. Nu mi s-a părut și nici. Am încercat băieții să fac așa. Nu, zic că e wow. Mai mișto e asta din gote, trei jur. Da, da. Poate vor face ca lumea jocul. Dacă va fi tot așa cu grafica aia nasoală, probabil nu va avea niciun succes jocul. Dar nu cred. Cred că o să îmbunătățească grafica și toate alea. Mă gândesc eu. Bine ai revenit, domnule Vinil. De-abia am terminat Hitman. Dar pe difutată cea mai grea. Mișto. Și tu ești profesor la Hitman. The undead simply do not belong in this world. The commanders of the undead are history. Uh-huh. O să facă și mai prost. Well done. I am proud of you. Take care of yourself. We all still need you. Take this with you on your way. I shall devote myself to my studies once again. Nu cred că te vei mai întoarce acolo pentru că cu tine voi începe brotherii. Nu mai ai nicio misiune oricum pentru mine și trebuie să mor. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Te dau un secret, nu știu cât e de tare asta. Mamă, e destul de tare. E chiar tare, tare. Dacă îi dădeam și bucata aia.
Shimmer, dar eu n-am murit, reputație cu Hashini, Shishini 73. Nici nu trebuie să-i omor pe ăștia măcar. Că poți intra în niște, dar... Eu omorăm ca să facem misiuni, le facem 100% reputație, oare? Dacă omorăm pe toți, cred că da. Merzăria s-a dus, m-a dorut un pouch, m-a dorut sufletul. Dar ce să facem? Benerai. Vreau să uit, mă duc în Benerai să-l găsesc pe ăla. Pentru că am avut o misiune să-l omor pe magicianul, pe cel mai bun prieten al meu. Era un prieten, dar... Ținând cont că noi suntem de partea răului, facem partea negativă a jocului, trebuie să-l omorăm. Trebuie să ne omorăm prietenii. Și când de partea nebunilor. Deci, cineva a zis că e foarte aproape, bă, găsești și eu un pat, mâncați așa cu ăla ta. Așa. Că e un criminal. Asta era răspunsul. Dacă făceam și noi 30 de like-uri, poate că nu l-am omorat, dar dacă n-am făcut 30 de like-uri, să omorâm tot. Deci hai să, Alexandru, zi-mi în ce parte îl găsim pe ăla asta. Ai zis că e foarte, foarte aproape. Foarte aproape, cam în ce direcție, așa ca să nu stăm mult. Cam pe acolo, nu? O fi acolo, nu azi aia? A zis că ar avea un remake, ar fi bun orice. N-am jucat Hitman Check, n-am jucat încă. Uitați pe ăștia cum așteaptă, vă. Uita-l, bă, pis. Da, bă, în ce aproape era mâncația și gura ta. Hai, pișetură, să-ți dau și un sec. Așa e frumos. Băi, ești nebun. Poți să dau și o bucată. Mâna, chiar e tare asta. Hai că tare dacă-i. Bă, n-am mai dă mult ăsta, mâncați aș gura ta. Ia de aici, pișătură. Hai. Da. Dă-i cu click dreapta că... Ok. Băi, ești prost. Da, când ia la asta la o serie, nu mai știi ce cu tine. Ești nebun la cap. Da. Nu are absolut nimic asta pe el. Anyone ever again. Good thing you dealt with him. Now the road to Praga is safe once more. Here is your gold. Is there anything else to do? You've dealt with all the... Reputație 100%. You've earned a bonus for that. Here, take this, hunter of nomads. Mișto. Fără mișto. Deci hai să vedem. Braga, 90. Ce naiba mai era în Praga de făcut când am făcut 100%? Ce naiba n-am făcut în Braga? Mâncați-a și gura ta. Mă duc imediat în Praga să văd. Benerai 100%, Lago 100%, Bensala 85%, că mai trebuie să facem misiunea asta. Bacareș 95%, că nu știu de ce. Ce n-am făcut și în Bacareș, mâncați-a și gura ta, că am făcut tot. Morasul 85%, că n-am făcut asta cu Alima. Da, nu prea am făcut ca lumea. Reputate 100%, din păcate. Ai, nu a mers. Benerai, Braga. Cineva n-a făcut un Braga. Braga, 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 Braga. Benerai, Braga.
A treia să mai găsesc, da, o scrisoare împotriva lui Bernardo la niște bandiți, dar n-am găsit-o. De cine am găsit-o? Că i-am omorât pe ea. Era vorba despre asta, cred, și o am deja. Afaceri secrete, așa, bă. Ia să apăs click. You're in business with the nomads. That should interest Nathalem. Wait, wait, son of Connie. That can stay between us. No need to tell anyone else. That depends. What is my silence worth to you? I will pay you 500 gold pieces. Bineînțeles că o să-l dau în gât, cred. Cred că asta e varianta corectă ca să-i așa reputația. Nafala Emos. Bernardo is providing the nomads with weapons. Right before da. My eyes. That mangy son of a jackal. I ought to kill him for that. But if I have him killed, the village will soon be empty. Besides, he is the only weapons merchant far and wide. I shall grant him his life. But he will pay for it through his nose. And believe me, the next one who tries to play us for fools will curse the day he was born. It's dansa zaya. You have earned a reward. Here. Da. Îți mulțumesc. Well. You cursed son of a... Yes, you were saying? You betrayed me. I should never deal with you again. But I need gold to pay my debt, so I continue to be at your service. Well then. You are sure to go far, son of business. Da. Ia uite-ți niște arme, brodere, că nu am nevoie de astea. 6 arbalete. Nice. Ăla-i. Ăla-i boss. Da. Am făcut tot ce în braga, deci singurile misiuni, nu știu aici. A, asta e în Bersala, în Pacareș. Cine aibă n-am făcut un Pacareș? Hm? Ce nu am făcut eu un Pacareș? Mâncați aș cura ta. Din am 100%. Da, acum o să mergem să facem și aia cu guru. Da, e ceva ce n-am făcut în Bacareș. A, n-am făcut că... Da, 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 știu de ce. Pentru că pe ăsta trebuia să-l dau în gât pe handicapatul ăsta de pe Aldo. Da, da, de aia n-am făcut 100%. Și aici am dat-o un rateu. Da, mi-am lăsat aminte. Da. Niște misiuni eșuate, din păcate, că am dat răspunsul greșit. Ai. Ai, brodere. Da, prieteni, hai să mergi să faci și misiunea aia cu guru. Repijanos. Da, cred că o să mă duc pe insula aia. Aia cu guru se află undeva pe o insulică mai mică. Dar găsim chestii interesante și pe insula asta, așa că hai să-i dăm să zacă. Așa, Izilianos, opa. E mort. Da. Mamă, cum se vede apa asta. Lol. Wow. Ia uite pe nimeni, cum înnoată, fie antena, cum dă de închiciorușe. Ca un gândac. Ca un gândășel. Da, o să mă duc în partea stângă, după aia în partea dreaptă și mergem pe celelalte insule. Știu că erau niște magicieni pe aici.
Parcă. Parcă și cu dacă. Da. Hai da un sec, că cu ăștia chiar nu ne jucăm. Toporul, toporul e baza. Și îl dă cu fireball, bro. Nu, nu, nu da cu arcul, te rog. Nu, acum, nu acum, bro. De ce dai tu cu arcul? Lasă-mă să bat mai întâi asta și după aia poți să dai și cu arcul. Dar nu fi bulangiu. Uite ce bulangie sunt ăștia. Na, ia. Ia, bă, bulangiule. Ia și tu. Unde ăla cu fireball? Păi ce mă înjunghi ăsta, e nenorocitul. Da, da, ăla cu magie, GG. Păi ești prost la cap, dar de ce nu merge să dau, dă... Nu dau damage, incredibil, nemile, să stai nebun la cap. Dădeam cu sabia prin el, nu dădea damage. Ce pișătură de schelet, incredibil. Poate mă lasă și pe mine să bată la măcar. Ăștia scălezi de aia, nebun. Da, mișto, mișto. Bă, da, două bucăți, aia am fost. Hai mă, scărieților, veniți voi în primul și în primul rând. Ca să nu mai dea domnul magician cu magie. Bineînțeles că nu fiind handicapat, știi, să mă duc în ei. Așa e jocul. Uite, uite. De ce nu dă damage, frate? What? Ați văzut? Lol, dădeam în el, dar dădea prin el. Mișto bug. Îmi place. Aoleu. Cu bug-urile voastre. Deci asta urăsc cel mai mult la un joc. Bug-ul. Bug-urile astea nenorocite. Bă, când faci un joc, fă-l ca lumea morților de joc. Dacă-l faci. Bine, îi credem pe băieți că na, am trecut ani. Atunci nu erau așa, dar... Da. Pișpil de magician. Ia uite, o lovitură îi dă damage, o lovitură nu, ia. Uite. Aoleu. Aoleu, că mi se face rău. Da, îl scuzem, îl scuzem, că din 2006. Nu mai era milionar acum, adevărat. Că puteam să-i dau eu cu arcul, dar mă gândeam și eu că dau damage ceva, că suntem aproape de final, că dă și nimile să-n el, dar din păcate îi dă pe lângă. Da, și cam asta a fost pe prima insulă, un chest cu absolut nimica. Nu cred că pe următoarea cealaltă insulă găsim cartea aia cu guru.
na pescaria. Direto. Zdaj kaj štigo da. Da, še vem ako mači no ta frate pa na kolo. Vini se apriake. Dej. Ești scammer, hai că scammer, salutare domnule Kobe, bine ai venit pe live, brodere. Ia uite Kobe, eu încă mă chinu aici cu jocul. Dă-i nimeni, dă-i să zacă. Mișto, mișto, dați, dați, că cât mai apucați. Cât asne, cât ală urcări. Și prost la cap. Ce cu sărbă vă fac? Aș gasta un counter? Jucăm, jucăm Kobe. Instalează acolo să băgăm cu Andreuță. Vrem și un Apex Anox. Și un counter acolo pe forță. Da, 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 am făcut cu Andreuță niște clipuri. Am jucat și astăzi, dar astăzi am cam pierdut. Astăzi am dat cam rage. Așa de dimineață. Am început cu un rage. Las că înveți, Kobe. Probleme. Ce crezi că noi suntem mai buni și noi tragem ca niște cizme, ne-ai văzut? Uite-l și pe ăsta, bă, la mai sunteți, sunt mulți mai încăvați gândite abate de vă, ne. Uite asta cum se dă în spate, nu te mai da în spate, brodării. Așa. Și uite că mai sunt. Mai sunt 15.000 de snipări. Parcă era un chest aici. Nu era niciun chest? Ba da. Bă, nu prea trag bine pe counter acum. L-am mai jucat de mult și trag greu. Trag greu. Mai am unele faze, dar... În rest să-ți pareze și eu. Noroc că am mai jucat shooter, am mai jucat Apex-ul și de-aia n-am pierdut chiar ăla. Am jucat mult shooter. Și de-aia n-am pierdut skill-ul ăla. Încă trag cât de cât ok. Dar probabil dacă nu jucam deloc în lunile astea niciun shooter, trăgeam ca ultimul nobletos.
Dar cred că pe aia nu, cred că pe cealaltă, ultima insulă, am impresia că e aia cu guru. Oricum mergem pe toate, așa am făcut și data trecută. Așa am dat și de misiune. Am zis, bă, ia să iau toate insulele astea, să zic ce găsesc, poate găsesc ceva șmecher. Și când am găsit, o să mă arătanță. Cât mai din joc? Putem termina jocul și acum, că am toate artefactele. Numai niște, am adus să, dacă vreau să luăm o pe Zubar, dar am zis, pe Zubar, doamne, pe Zuben. Zubar. Dar am zis să joc cu Zuben de data asta, nu știu ce să fac. Să vedem. Mai trebuie să mă duc în Ishtar. Și bineînțeles că putem elibera Mirtana de rebel de data asta. Nu de orice. Trebuie să mergem să eliberăm, mergem la Khan. Mai avem vreo două live-uri. Nu prea am făcut live-uri zilele astea, asta e faza și de aia am rămas cam în urmă. Am făcut una scurte. Scurte și... Bine, n-am făcut numai ieri, alaltă ieri n-am făcut, restul alaltă ieri cred că n-am făcut. Nu prea am făcut live-uri așa. Dar îl terminăm, nu-i problemă. Avem timp. Avem tot timpul din lume. Și după aia începem Gothic 1 Challenge. Să moară tanta. Bine, cred că o să fiu ușor cu fără armură Gothic 1, nu știu ce să zic, încă. Totuși eu la Gothic 2 ăla mi se pare greoi, cel mai greoi challenge. Fără arme, doar cu arc să joci, cred că o să fie super greu la început. Super greu. Legenda spune că le se fuge acum. Probabil. Nu cred că e ușor silence la început până înveți dexteritate. Când te bați cu toți orice să dai cu arcul. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Încercăm să vedem. Dacă n-am încercat niciodată, n-avem de unde știi. Dacă e ușor sau nu e ușor, vedem. La Gothic 2. O să te înfure mult. Aia, nu mă înfure. Îmi plac challenge-uri. Mai degrabă mă înfure când joc așa, iată, cu... Și mă bat 3 de așa, deși eu sunt aproape de finalul jocului și am și armura, am de toate. Mai degrabă. Dacă m-ar fi să jucăm Gothic 3, fă doar cu arcul. Cred că fac păr alb în cap. Cred că fac... Păr alb în cap. Nu cred, uite, vezi asta? Vezi? Asta mă enervează când atac astea așa ca nebunele. Uite, mă bate și o pără la finalul jocului. La finalul jocului, frate, mă bate și o pără. La finalul jocului, ești nebun? N-ai cum. N-ai cum, broadere. N-ai cum. Păi și o pără de asta, uneori bat câte 10-20. Și câteodată mă bate una singură. Și un video la randat. Ai video la randat? Păi de-aia merge greu. Mai salvează, mai salvăm, mai salvăm. Mai și salvăm, din când în când. Bă, lasă-mă să o mor. Parcă au nebunit animale de pe insula asta. Sunt alte animale astea. Uite ce-mi fac astea. Ieși acasă, paștele tău. Deci parcă sunt alte animale aici pe insula asta. Păi doar cu arc, știți cum eu să joc doar cu sabia? La misiunile cum ar fi... Să-l omor pe Alic, adică pe ăla când îi dau cu arcul mare definitiv. Doar acolo să joc cu sabia, la misiunile alea, că acolo chiar n-am ce face. Dar prin afară, la astea, vedem cu... doar cu arcul. Nu voi investi deloc în strength. Deloc, n-a deloc. Doar în dexteritate o să bag. Doar în dexteritate o să bag în skill point-urile. Nu știu, zic cum să fie greuț. La început, cel puțin la început. Adică era greu și cu arma. Cred că cu arcul o să fie super greu. Și o să ne chinuim.
Asta nu chinui ceva. Vă dați seama că eu trebuie să mă duc direct să iau arcul ăla de lângă goblin. Trebuie să trec pe lângă goblin, aia trebuie să fug de toți ăia. Până acolo. Bine, la Alric ăla când ne luptăm în arena aia. Adică în arena, că nu e nicio arena. Dar e o misiune, gen. Sabia lui Alric cu aia. Cu ăla nu putem să dăm cu arcul, că îl batem definitiv. Și sare aia la noi, la bătaie, tot orașul. Acolo chiar n-avem ce face. Sau pe Bulinski iar, tot așa e omor de tot când trebuie să-l bat acolo la ferma lui Onar. Îi dau cu arcul și ultima bucată eu dau cu sabia ca să... Am o ocri. Astea sunt. Ca să nu omor de tot, știi ce zic? Păi putem fără, și fără sabie, doar că nu mai completăm misiunile alea. Asta e faza. Nu mai facem misiunile, pur și simplu, că nu mai ai cum. N-ai cum să le faci, imposibil. Aoleu, n-ai cum cu asta să le dai. Arc, trebuie să... Arc. Uite asta, mă... Deci n-ai cum să bazi un căpcăun, poți să fii tu cel mai bun. Pentru că n-ai cum. N-ai cum. Poți să ai tu cea mai bună armă din joc. N-ai cum, imposibil să bați o ogre dintr-o lovitură. Pur și simplu n-ai cum. Uite câte sunt aici, mâncați aș gura ta și insula e mică, n-am cum să dau cu arcul. Arc nici nu mai am echipat, am înțeles. Echipie și-o arcul, doamne. Da, cam așa, până pe la vreo două de obicei stătem. Ah, echipează un arc, domnule Miticuș. Dar unde e arcul? L-am vândut ca bow, bineînțeles că l-am vândut ca bow și nu mai am arc, fii antenă. Fii antenă că eu nu mai am arc. L-am vândut, nice. Ești tu. A, păi eu am aia, Silent Sena, că la mine te referi. Eu lutez fără animație. Sau te referi la Gothic 2? La Gothic 2 nu știu dacă merge. Mai băgăm poate un CSG acolo, un mage, dar nu mai mult, că mă nervez iară. A, uite ăsta, ăsta-i cufărul, da, ăsta-i chestul. Mă trebuie să bam mai întâi căcaturile astea la naiba. Trebuie să dau un save. Hai mă, dacă aș băga-o la colț, brodere. Dar de unii, de unii. Uite cum dă, na. Ce să-i faci, cum să barezi? N-ai cum să barezi la asta. Ia uite, ce să mai barezi, frate? Ce să mai barezi? Că n-ai cum, e imposibil să bați o ogre, v-am zis. E imposibil, poți să fii cel mai bun din lume. Că n-ai cum să bați o ogre cu sabia. Când dau astea, n-ai nici cum să barezi. Trece și prin baraj, prin toate alea. Bag scutul să văd. Ia uite. Cum dă, frate, dreapta stânga? Cum dau eu? Are același stil de luptă. Ah, ce mă desperă, v-am zis. Ogrele mă desperă la culmea. Fără magie, e jale. Deci e jale fără magie. La astea. A fost ascuns de către... Bă! What? Ce-a făcut Alexandru? Mâncați-aș gura ta. Ok, am înțeles. Uite ce dă pișetura. Uite ce dă pișetura. Am dat și eu o bucată, mâncați aș gura. Da, amin, am bătut o ogre. Una din trei. Ai păsat de greșeală. El are niște puțin pe silencer. Nu e problemă. Hai mă să batem celelalte două ogre. Să iau câte una. Dar așa putem. Nu am în două, nu am în două. Că n-am nicio șansă, bro. Una singură.
A, și se duce înapoi, super. N-aș băga în ele, dar n-am nicio șansă. Nice, am fugit, am fugit să-mi dau heal. Deci de astea mă tem cel mai tare în gote, cred că sunt cele mai puternice ființe, ogrele. Bagă carne, Nameless. Ai putea să faci o misiune în Trellis? Ce misiune? Da, hai să batem și ăsta, dacă putem, bineînțeles. Frate. Deci nu merge cu strong attack și cu fast attack, n-ai cum, frate. Ia uite, adă-te înapoi. N-ai cum, frate, n-ai cum, pur și simplu, n-ai cum. Cu fast attack nu merge că e prea lent. Cu strong attack se dă înapoi până mâine. Nu e așa că e minunat jocul. Nu le-a făcut pe astea, pe ogările, ca să nu le poți bate așa. Bagă carne. Deci cu strong attack nu le pot da, cu fast attack nu le pot da. Cum bați ogre? Numai de jos, când îți dă el bucata, atunci se mai dai alea cât de damage. În rest, n-ai cum. O să, ia să încerc cu armă ușoară, poate, poate. Ce vorbești? Dacă aș băga-o la colț undeva, în fața și cu ea. Na. Asta cred că doar cu tab. Mamă. Asta doar cu tablet poți bate ușor. Să-ți dai heal. Amin. Amin. Și acum vom deschide chest-ul și vom vedea ce se întâmplă. Oare ce se poate întâmpla? Vă dați seama că nu o să jucăm ca pe toate alea pe Ultra Gothic 3. Dacă e așa la normal, cum îi se dăm cu modul alternativ și toate la ultra, la hard. Ha, când ne batem cu ogre, nu știu dacă mai batem ogre așa, Izilianus. Cred că nu o mai batem. Cred că trebuie să dăm cu arcul 50 de săgeți în ea, ca să o batem. Și am găsit o cheie, cheia guru 1 și bineînțeles moștenirea bunicului, partea 1, istoria noastră. Hai să și citim aia. Dar bineînțeles, după ce... O, cine e ăsta? Liderul nimicului. Ăsta e liderul nimicului, bă. Bă, ești nebun? Liderul nimicului. Nu o dai cu ăsta. Și am găsit 500 de para. Nice. Și bineînțeles, vom citi cartea. Ia să vedem. Moștenirea bunicului. Unde este guru? Prima carte. Tristețea ne-a lovit. Ca mesajul de la moartea bunicului care a ajuns la noi. Opera nu a fost încă realizată și el vorbea despre o viață mai bună. Lăsați pe cont propriu, acum așteptăm un luptător care ne-ar putea duce pe drumul cel bun. Pentru a finaliza lucrările bunicului și așa a venit ca unul dintre frații noștri care a început să lucreze la locul de muncă al bunicului. Da, super. Full de bucurie, mișto bă, cum au tradus ăștia, full de bucurie. Plin de bucurie le-a pus primii pași pe drumul bunicului. Este tare, what? Mamă, ce traducere, what? După vizibile ezitări ale unora frați, inclusiv eu, am început să urmez calea tocmai a deschisă, tocmai cea deschisă probabil era, da. Și aici avem în engleză, ia să vedem. Hai că știm engleză aici, on a few wave, goodbye, departam, what was worse? Ceva a fost rău, ceva ascuns. Așa. Călătoria ta a început sub
nu știu cum să zic, nu-mi vine în română cuvântul. Așa. Anticipate the danger, send you follow the sign. Intro darkness, așa, să urmărim. Bla bla bla, trade of the hashishin is the hiding the cover mount. Ok, aici ne zice unii să îi ascundi gen următoarea locație. Și următoarea locație o găsim de lângă Benerai. Ba nu Benerai, ba da, Braga. Deci din Braga trebuie să venim în peștera aia unde am mai fost noi odată. Zici că a tradus-o Ionurco. Hai că da. Deci unde e bunicul? Bine, noi trebuie să găsim pe gurul ăla. Ăla e un un druid. Doar că e un druid nebun. E un druid nebun. Bine, cred că ia stai așa o leacă. Ascuns în munți. Parcă zicea și ceva ea. Sau n-am zis nimic de ăla. Hai mă, stai așa. Uite cine norocit. Nu, nu zic încă nimic, probabil la următoarea, da. Bine ai revenit, Vinil. Da, hai să mergem la peștera de sub munți. Auzi cum faci asta? Ați auzit și voi? Lol. Vocea. Na, mai oprește-te, uite ce... Uite, dă pe lângă, vedeți? Asta mă nervează la jocul ăsta. Cum să dai pe lângă, Nameless? Dă-i în ea. Nu mai da pe lângă. Da, asta e peștera. Îți dau un sec aici, o să apară o grămadă, am embreza, o grămadă, o grămadă. Cufăr fixat. Și dacă n-ai cheia asta, n-o deschis veci. Avem partea a doua. Oh my god, animal fanatic. Păr. Și ăsta cum e, Book Slayer? Sau cum naiba? Ăsta e păr. Cum să-i pui așa nume, frate? Da, super. Și am găsit, nu știu ce am găsit, un artefact era pe ăla. Era o plantă. Ce am găsit aici? Mamă, uite cât ne oferă astea. Super, o să le mâncăm la final. Hai să vedem și următoarea carte. Care e asta? Da, a doua carte. A fost sarcina noastră de a lupta cu el, în care ne-a dus așa pe desperare, necășește, în timp ce el a scris mărturia lui tăcută, a faptul sare la fiecare dintre sacrificiile sale, suferința și disperarea ne însoțește privirile și încăvânăm pentru el. Noi am rezolvat problemele de aici și datorită lor am ajuns la altele mai impresionante. Am avut multe greutăți pe umerii noștri, prea greu pentru unii dintre noi și așa am pierdut câțiva dintre frații noștri de la bun început. Nu, nu m-am doit de scopul nostru, de sacrificii deja făcute, de ajuns ca să renunțăm. Cred că se referă la ăia, la ceilalți druizi probabil, că au fost mai mulți. Mai mult o să aflăm când vom vorbi chiar cu el, dacă nu mă înșel, sau nu mai vorbim cu el. Nu mai știu. Și următoarea carte o găsim prin Mirtana.
Deci trebuie să ne teleportăm, nu mai știu, în Sildan, parcă. Sildan. Bung. Ce-i ăla? Ah, PUBG. Hai că mai jucăm PUBG. Nu, după ce o să terminăm cu asta, o să dăm cu Apex-ul tare. O să băgăm live-uri de Apex ca lumea. Din sezonul următor. Sildan. Bă, nu vă Sildan, ești nebun, te să-l iau pe rând. Mănăstiri o gară redogă, așa, bla 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 bla. Așa. Pam 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 pam, și nu mai știu pe unde trebuie să o iau. Pe aici cred. I don't know. Da, cred că e bine pe aici. Da, da, e bine. Nothing more to be had there. Din greșeală am făcut-o, bro, că mă plimbam pe alea și am deschis chestul ăla. N-am căutat, adică pe internet să văd. Niciodată nu am uitat pe internetul care e misiunea ascunsă și așa mai departe. Le-am găsit din greșeală. A, pe aici trebuie să o iau prin stânga Broderii. Noi deja am mai fost pe aici, am curățat tot. Și aia normal, v-am zis eu să-mi aduceți aminte, e niște unii lângă Fire Clan în apropiere. Da. Aia e cea mai ușoară, cred că de găsit. Din normal, asta e mai complicată. M-am chinuit puțin să găsesc asta, am uitat și pe internet, nu știam unii. M-am chinuit, dar m-am uitat pe internet. Hai că da. Hai că m-am chinuit. M-am chinuit la început, chiar nu știam unii, n-aveam... Deci pur și simplu nu știam. Bine, că indiciul l-avem în partea dreaptă, dar... Ați văzut acolo, era indiciul sub... Cine mi-a dat invite, mâncația și curată. Lion mi-a dat invite. Da, și tu. Faza e că aici dăm de niște... Nu știu ce mai dăm, dar dăm de ceva puternic. Scheletruni. Bineînțeles, o grămadă de schelet. O grămadă de scheleți. Și dau aia cu arcul. Bineînțeles că dau cu arcul, că așa fac nenorociții. Ce mai dă ăla cu arcul dintr-un metru? Dă-mă cu sabia așa. Da. Cu fărvic? Bine, nu cred că e ăla. Ăsta trebuie să fie. Știu că aici apare o grămadă, chiar apare o grămadă, trebuie să dăm un save.
Deci chiar apar o grămadă. Da, e mișto quest-ul. Și și lung, adică nu chiar scurt. Cufă reparat. Avem cheia, hipnotizează. Și bineînțeles a treia carte. Wow! Cavalierul. La, o să-l citim după aia numele ăștia. Da. Cronometru. Ăsta e cronometru, să moară tanța. Dar sunt niște șrați. Puțin mai mari. Și mai portocalii, așa. Pene negri. Ce nume le-au mai pus, pene negri. Wow. Fără nume. Da, ăsta sunt eu. Enemless. Și bineînțeles, al 10-lea om. Ăștia probabil au fost și ei, nu știu, oameni, cândva și s-au transformat, mă gândesc eu. Ah, mă, nu mai da așa, nu mai da așa, brodere. Nu mai da așa. Cavalere gay. Da. Hai să ne pe ei. A, să merg aia în... Vom vedea dacă merge, nu cred că o să mă aduc eu așa. Aia o să facem, când o să facem ordru, probabil. Hai să completăm tot. Floarea lui Inus. Floarea lui Inus, am găsit-o, bă, băiți. Floarea lui Inus. Amulita vieții. 50 viață îți dă asta. Nici nu se mai trebuie aia lui Adanos. Ghearele de repier, ma. Mișto. Mișto, bro. Prima, doua, treia e asta. Da, vedeți, aici ne zice că e o scăpată în nord, adică normal cum ar veni. O le găsim pe ultimii. Așa, bam, 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 ia să ne mai zic băieții, așa, în spatele nostru, așa, să ne așa. Cavalieri nobili care rătăceau cu noi pe aceeași cale. Cu ajutorul lor am putea lupta în timp mai scurt cu un număr mai mare de pericole. Fără noi, nu știu, tovară, și în acest moment noi nu am fi fost atât de parte a lungul căii. Dar hai să mergem și în ultima locație. O să ne dea și o piatră de teleportare care să ne ducă chiar la bunicuțul nostru, să zic așa. Să vedem pe bunicuț. Și să mergem în Fireclan, parcă în Fireclan era. Da, mergem acum. Ok. Și cine credea că mai venim noi vreodată în Normar? Și bineînțeles, ca să fim un normariar ca lumea, trebuie să ne purtăm și armura asta și mechere. Și cu toporul, bineînțeles, în spate. Și ne aruncăm în cap, bineînțeles. Și asta că de greu l-am găsit să moară tanța. Mamă, lupi, bineînțeles că s-au respawnat 108.000 de animale. Ah, lupi, și nu știu dacă am luat-o bine, cred că nu e bine pe aici. Trebuie să fie lângă mormânt. Aici trebuie să fie mormântul, dacă aici mormântul e bine, dacă nu, nu e bine. Ba, da, e bine aici. E bine aici, brodere. Și în Gothic 2 e un quest asemănător? Dar ultima locație aici a sus, prieteni. Și ca să urcăm acolo sus, trebuie să veniți pe aici, pe polovanul ăsta și să vă aruncați în cap. Ceva de genul. Aici o să apară chiar că o să apară mamă. Vă zic de pe acum, o să fie jale aici. Cufăr de decor. Auzi, cică, cufăr de decor. Și avem moștenirea partea a patra. Mamă, și ce e aici? Uitați-vă ce e aici, mâncați și cura ta. Oh, 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 m-a prins asta în serie. Nu, nici nu mai pot să mă ridic.
Nu mai poți să mă ridic, gata. Nu se mai ridică nimeni. Ăsta chiar că e bug, n-ai ce zice. Deci de aici nimeni. Puteai să fii tu regele goticului, putea să fii cel mai bun gotican din lumea întreagă, că nu mai scăpa de aia. N-ai cum, când te prinde așa, n-ai cum. Aia da, e în mormântul ăla, da. Nu, ca să-i bați pe ăștia trebuie să fugi puțin de ei, că n-ai nicio șansă. Și trebuie să dai așa, doar cu lovituri de astea. Hai că doar cu lovituri de alea dacă-i. Hai că nu murim iară. Hai că nu mă duc să-mi dau și eu heal. Nu mă duc. Titan. Bă, dar nu pot să dau și o bucată, brother. Uite ce-mi fac ăștia, frate, incredibil. Hai mă, săriți aici jos, dacă vă ține. N-ai nicio șansă, bro. Aoleu. N-am și eu arcul, trebuie să dau acum cu sabia, că nu mai am arc. Că dădeam cu arcul și băteam. Nu pot să dau nici lovituri de alea, ești nebun, nu mă lasă. Ia uite, ce-mi fac ăștia. Uite ce-mi fac ăștia. Mai ceva ca ugra. Numai că 10. Da. Mișto. Hai cu. Nu mai am arc, l-am vândut ca bow. N-am nici arbalete, că le-am vândut, nu mai am guys. N-am cum să le dau, doar cu sabia. Că le-am vândut. Ai și bug, adică ăsta n-ar trebui așa să se întâmple, pur și simplu să dea așa, frate. Dau prea, dă-i în măsa. Păi n-ai nicio șansă cu arma de aproape. Dau ăștia, frate. Pur și simplu dau în tine până... Măcar dacă ar targeta unul. Uite cum dau, frate, na, ce să le faci? Apăs click. Ce magie ar trebui să faci la ăsta? Că de ferii nu te poți feri că n-ai eschivi în jocul ăsta. Se bași la perete, poate. Și să te folosești de tab. Na. Și acum un pic mai fuga. Un pic mai fuga. Care n-ai ce să le faci? Ah, și a venit ăsta lângă mine. Nu cred, acum a coborât până în jos fraierul. E incredibil. N-am nici invoacă golem. Da, se bagă în perite doar așa. Ca magician era easy, că mă duceam acolo și le dădeam cu fireball-ul. Deci nu dura mai mult de un minut. Dar ca luptător e teroare, e teroare. Deci mi se pare teroare ca luptător. Deci dacă nu-i bagi în perete ceva de genul, ca să-i spamezi, n-ai nicio șansă. Acum trebuia ei să dea amândoi. Ia uite. Na, ce să mai faci? Măcar aș putea, pot să fug și eu de aici. Când te ia la o serie de aia, nu mai ai. Te dă jos, iară sus. E nebun. Nu am nici poțiuni. Mai am 7 poțiuni. Aoleu. Mai salvez măcar, că am bătut vreo 4. Dacă mor. Să nu mai dea iară cu 50. Capcană din blană. Bă, băiatule, misiune primită e asta, what? Misiune primită, am înțeles. Dual nu știu cum.
Amin. Parcă acum n-am mai atacat așa ca la început. Temporizator. Și aici găsim biscuit. Vreți un biscuit? Vreți un biscuit, guys? Titan. Furia lui Beliar. Nice. Cine e asta? Capcană din blană. Are un... arcul maestrului. Un arc. Cuzdugan, așa. Portal către necunoscut. Oh my god. Dar nu mă teleporta chiar acum. Un general. Topurul furtunii. Nu e rău. Supor divin. Scânteia zeilor. Asta ce mai are? Armata fricii. Asta e cea mai... Deci... E cel mai bun pergament de lume. O poveste lungă. De ce nu pot să o iau? Așa. Deci ăla e cel mai șmecher pergament. E cel mai șmecher pergament. Nu, nu știți ce invoacă. Nici nu vreți să știți. Nu știi nimeni. De ce nu pot să fac nimic cu alea? Mâncați așa. Da, mișto. Unii aia o poveste lungă. O poveste lungă. Pot fi scurte. What? Da, mișto. Mișto, bă. 8 frați am fost, 8 frați într-o luptă grea, 8 care au luptat aici, 8 care te-au salvat. El, Curu, a stat înaintea noastră și a ezitat niciodată, ok? Fără cavaleri am fi fost pe căile noastre proprii și timpul nostru ar fi venit. Moștenirea bunicului nostru va fi îndeplinită aici și acum, dar să fiți conștienți de renele mele. Scriu acest lucru cu ultima mea putere de a spune lumii de apropierea ta noastră victorie. Și bineînțeles că acum dacă vom folosi noi ăsta. Da, unde e mâncați așa? Ia uite, s-a baguit ăsta, ce naiba, uite, mi-apare aia. What? Da, super bug. Armata fricii, nu armata fricii, că ăsta îl vom folosi când vom merge pe partea alaltă, că avem nevoie de el. Fără ăla e jale, ăla e pergament, bombardier. Unde e ăla cu teleportul? Uite-l aici. Ce mai am? Armă sfânțită, o armă binecuvântată provoacă daune mai mari. Cred că de asta aveam nevoie. Da, da. Nu știu ce să zic. Da. Covrigi ăștia. Și bineînțeles, Ali mă așteaptă, am înțeles. Și pe cine avem noi aici? Avem pe cineva, dar acum vom folosi pergamentul vieții. În primul și în primul rând. Armata fricii, guys. Cel mai bun pergament din joc, vă zic eu. Uitați-vă doar. No, dai cu armata fricii. Iepuraș. Armata fricii, ești nebun la cap. Uite aici. Uite aici, tate. Ia uite aici. Să moară tanța. Cel mai bun pergament din joc, mâncați-a și gura ta. Și-s curios ăla ce face, că ăla nu cred că l-am folosit data trecută. Aoleu, și cred că am făcut o greșeală mare. L-am folosit și am băgat pe altă sabie, bă, vorbi serios. Da, F9. Sper că am salvat și eu, că dacă nu e jale, dacă n-am salvat și trebuie să mă bat iar cu ea. Ai, bine că am salvat, nice. Vreau să bag și eu în El Bastardo. Așa, și acum El Bastardo. Dacă ne uităm, are și plus 10, că e armă sfințită, bineînțeles. Dar ne-a luat, cred că da, e aceeași chestie, bro. Da, nu știu. Da, hai să-l batem pe netărul ăsta. Cu ăsta nu putem vorbi. Pur și simplu ne atacă. Ăsta e guru. Și cel mai puternic om de lume. Ați văzut două bucăți și cam aia a fost. Ia uite aici. Ăla a fost, tati. Toiagul druidului. Gândaci. Urzică de petrici, o percă ciudată. Și cam astea sunt chestiile pe care le are el. Și cam asta a fost misiunea. Mă așteptam la mai mult. Să găsesc pe el prima dată. Am rămas așa, nu știu, cumva supărat. Mai mișto a fost ce s-a întâmplat până la el. Toate creaturile alea, cu numele alea ciudate. Dar, ăsta e. Ăsta e tate. Aici ce face.
A, hai să ne teleportăm în Morasul. El bastardul ca sabia bastardului. Pune sabia lui Felipe, eu zic să pui. Sabia lui Felipe direct. Da, bă, băieți. Am făcut și misiunea asta cu guru. Mai verific o dată quest-urile. Să vedem ce mai avem de făcut. Un deșert. A, să omorâm magicienii. Da, crea asta o să facem așa spre final. Dar aș de ce să mai explorez prin alt ședim la naiba. Ce să mai explorez, că aia e nasoală misiunea. Trebuie să găsesc toate prostiile alea, am impresia. Dar e prea puternică. Pune și tu pumnalul, sabia lui Felipe. Gheoaga pune așa. Gheoaga de la Goblin. Bă, Satoras, mâncați așcurița ta. Aici pe aici? Eu am cercetat tot, dar ce să mai cercetez, brodării? Da. Trebuie să găsesc toate alea, bă, na. Pișiturile alea de artefacte n-asum multe și nu le știu, nu le știu locația. Cred că o lăsăm baltă aia. Mă voi face când o să fac cu altul, o să fac misiunea aia. O să le caut pe toate. Da, o să-i omorâm, prieteni, o să-i omorâm pe ăștia. Mixir, o să începem cu mixir. Da. Pare rău, chiar m-a dorut, dar asta e viața. N-am ce face, brodării. Dacă ar ști Saturas acum ce am făcut. Ah. Mixer. Asta e puternic, de un save. Saturas, care îmi pare rău. Dar asta e viața. Asta e viața. Ok, 2, 3, mai sunt 4. Ar mai fi așa din apropiere. Braga. Da, ăla din Braga. Ok. Bă, nici eu n-am dat data trecută de dragon, eu așa, așa, nu știu ce s-a întâmplat. Da, slabă, păi săraci ăștia, săraci, frate, n-am nimica. Și când te gândești cât e mai magicianul, frate. Ok, asta ar fi al patrulea. 5 ăla, 6, da. Le știu. Și mai rămâne ăla, Neferius, care la final e în drum spre Ishtar, ăla. Mâine o să terminăm cu Varantul, mâine chiar că terminăm cu Varantul și mai facem un live cu finalul. Eliberăm Irtana și terminăm jocul. Bine, eliberăm Irtana de rebeli. Păi, eu am luat-o bine pe aici, mâncați așa, am luat-o bine. Sau n-am luat-o bine? N-am luat-o bine. Nu? N-am luat-o bine? Vorbesc serios, Rodri? Rodri, am luat-o greșit? Parcă aici în dreapta era peștera lui ăla. Salutare, Vasile! Bine ai venit pe live, frățiorul! Respecte pe Rodri!
Bă, nu face și unii 25 de legiani. Slab în seara asta, slab. Slab rău. N-a venit Felipe cu... cu oamenii, cu bombardierii, din păcate. A, nu-i omori pe ăia, niciodată nu i-am omorât. Ăia sunt buni, lăsă-mă viață, mercenari. Ăia sunt mercenari. Nomas, bine, sunt nomas, da, nu-i omorâm. Omorâm chiar pe tot. O să facem, adică o să facem și un de ăsta. Odată, un cienin, să omorâm tot, pur și simplu tot, frate. Omorâm tot de pe mapă. Nu lăsăm niciun gândac. Și bineînțeles că n-am venit bine aici, mâncația și cura ta, că n-am venit deloc bine. De ce n-am venit bine, mâncați așa? Dar nu-i bună peștera, parcă aici erau nomazi și magicianul. Nu știu cum de-am greșit, sincer. Da, am greșit locația ca bo. Mișto, bă. Și eu care credeam că aici trebuia să vin. Bă, nu asta era peștera, parcă. A, asta. Era parcă. Și nebun la cap. Nu mai știu unde îl găsesc pe ăsta atunci. I need help, guys. Dar bineînțeles că încolo nu-i. Bă, eu știam că aici l-am adus pe ăla. Sau nu? Bă, aici l-am adus, mâncarția și cura ta. Ce se întâmplă? Nu-i ciudat. Mă teleportez înapoi să mai văd o dată. Deci aici era ăsta. Și eu l-am adus în... Poate l-am omorât, nici nu mai știu, l-am omorât pe ăla. Nu l-am omorât, cred. Ok, acolo era peștera lor. E bine pe aici, apro, pe aici. E bine. Pe aici veneam cu aia, incredibil. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Cine? Despre cine vorbiți acolo? Da, nu știu, e ciudat rău. Nu, aici e peștera, frate. E super ciudat, guys. Pe ăla nu mai găsesc, atunci am peștere și unii naiba s-a dus. L-am omorât deja să mă uit, dar nu l-am omorât. Nu l-am omorât. Asta e peștera, brudării. Asta e peștera nomazelor. Unii l-am adus pe, nu mai știu cum îi zicea ăla, Riordan? Da, parcă Riordan. Ba da, bă, asta-i. Înseamnă că am intrat în alta, mâncați așa. Riordan. Pare rău, brodere, dar... Stop there. A, și mai sunt și un omaz aici, lol. Stai așa că mă bate ăsta. Se pișe pe mine. Atât. Și mai era cu un nomad aici. Ia de aici pișătură. Ia de aici, îmi pare rău. N-am vrut să te omor, uite că pe asta nu pot omorești, nemon. Bă. Da. Ok, următorul ar fi din
bene Rai. Bene Rai, da. Bene Rai și undeva, nu mai știu unde. Aproape de Bene Rai, știu că era, cred că acolo. Bă, silencer, te referi la mini broadere? Eu fac conținut, bro. Eu vă ofer conținut. Da, 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 mai bag eu 12 string, mai băgăm. Bă, nu cred că am venit pe aici, bine. Nu cred că am venit deloc bine pe aici. Da, n-am venit bine pe aici, bineînțeles că n-am venit bine, că la eram partea alaltă. Teleporter, din nou. Bine Rai. Bă, eu veneam cu cea mai mare drag, dar... filmez cam mult, că fac cam multe episoade și dacă așa chiar v-aș ajuta și eu. Aia... na, trebuia să luați pe Felipe, că îl luați pe Felipe, probabil era gata traducerea. Și la final vă cerea și recompense. Vă cerea și o recompensă, vă cerea tribut. Să dați tribut. Să dați ceva fișinele. Vă ajuta. Până unde naiba e ăla, bă? Trebuie să fie undeva pe aici niște pișături de alea. De ce nu sunt? Cronos. Unde naiba e Cronos? Că nu mai văd pe Cronos. Să moară tanța. Cred că ăla e tot de... deci nu cred așa ceva. Că nu e aici. Știu că era în apropierea unui oraș. Dar nu mai știu care. Fi Braga? Nu din Praga. Mă duc din Praga. Nu mai știu unii Cronos, guys. Cine mă poate ajuta puțin? Știu că era lângă un oraș, dar nu mai știu care. Benerai sau... era chiar așa, jos. Aici nu-i mai mult ca sigur. Aoleu. What? De ce m-ai atacat și-o pârlă? Trebuia să fie așa după un deal de ăsta. Bulanciu nautic nu-l mai văd. Trebuia să fie așa niște ruini. Și el studia acolo, dar uite cum naiba nu-l mai văd. A, bar nu. Nu cred că e prin. Nu că aici trebuia să fie aici undeva, în față. Cred că e. Cronos Mărlanu. Am, nu e aici, zi-mi că e aici, te rog. Nu fi Mărlan acum cu mine. Nu e aici. Mâncați aș curata, n-a unei Cronos, unde a dispărut. Aici trebuia să fie, jur că aici trebuia să fie. Păi din lagul, nu-i că în lagul îl găsesc pe ăla. Și unde naiba e asta, frate? What?
Ale sparu te jesteś, nie bun. Kronos. Băiatul. Da, mișto. Mișto, bă. Fii mai în față. A nu, că ajungem direct deja la templu. Da, ajungem la lagul. Alea sunt ruinile. Bine, el trebuie să fie în apropierea orașului. Și căcat. Da. Nu o să-l găsesc pe alalt. Măcar. Pe ăla știu unii. Dar nu știu unii ăsta. Îl găsi eu în următorul live. Mă duc să-l bat pe ăla măcar. Evatras. Merlanu. Nu știu unii ăsta, trebuie să-l mai caut eu pe off-camera. Să văd unii Merlanoiu. Știu că lângă Benera era. În apropierea lui Benerarus. Dar nu e. Din păcate nu e. Vatras, chiar îmi pare rău. Chiar îmi pare rău, brodere. Dar n-am de ales. N-am de ales. 85 reputație, 88. Da. Facem aproape 100%. Aproape 100%. Da, mi-a caut alea că pe ăsta și o să termină și mai live-ul, că e 1, aproape 3 ore de live. Cât avem? La cât am început? O jumătate, deci 2 ore, 3 ore, bă, avem mai mult de 3 ore. Avem deja 3 ore de live anus. E bine-s. A, mă, dă-mi-l și pe ăsta ca să termin o dată. Nu fi mărlan. Până unii naiba, că aici trebuia să fie. Lângă Benerai. De ce nu lui? Cât mai în stânga să mă duc? Mă duc în stânga tare să mă arăt tanța, dar nu cred că e în stânga, că el era în apropiere. A, pe aici trebuia să fie Merlanul. Dar uite că nu e. Hai să stai până la două, băi. Cam, na. Cam târziu așa, brodării. Și pe ăsta nu-l găsesc și nimeni nu vrea să mă ajute. Unde dracu s-a dus Cronos? M-am dus în stânga, ajungă în Ishtar aproape și nebun la cap, uite Ishtar-ul. Uite Ishtar-ul, bro. Ajungă în Morasul îndată. Și tot nu l-am găsit pe ăsta. Încă era în apropiere, nu era chiar așa departe. Da. O lăsăm pentru următorul live pe ăla. Că nu știu unde să mă uit iar pe internet. Nu știu, chiar nu știu. Am trecut pe lângă el. Pot să dau la pariu. Era în apropiere de Benelai, unde naiba a dispărut. Da, așa e, când vrei să găsești ceva, nu găsești în gote 3. Dai numai așa, din greșeală, că nu vrei. Ăla nu vrea omorât, probabil, Cronos.
Ajung din nou în Morasul. Da, aș fi vrut să mă duc și în niște, dar în apropiere. Da, uite o comoară aici. Uite o comoară, brodere. Dă-i, Nameless, dă-i. Dă-i cu șiate că nu l-ai găsit pe Cronos. Da, o să-l găsesc următorul live oricum, mai trebuie să-l omorâm și pe Vatras. Nu-i problemă, pe aia doi le la urmă. Că nu mai am chestii să-l caut, m-am plictisit să-l caut. Hai să ne teleportăm în Morasul. Și ne îndreptăm către Ishtar. Fac și un pui de sumă mai întâi. Ăla-i. S-obosit. Ăla-i, tati. Și hai să ne îndreptăm către Ishtar. Nu știu, aș fi luat-o din Braga, să mă duc din Braga așa pe aici. Niciodată n-am mers din Braga, mi-am mers așa. Hai să mergem din Braga, prieteni, să vedem dacă putem merge așa frumos, pe traseul ăla. Am vrut odată să mă duc, dar... Mergem acum, să vedem, poate găsim ceva șmecher pe acolo. Deci din Praga, cum mi arată că pe aici, așa în stânga. Așa, direct pe aici mă duc. Bă, face și noi 22 de legane, de legane. Avem 23, hai cu 25 de legane. Dacă vreți să țin live-ul până la 2, până la 1.5, până la 1.5. Și 30 de legane pentru ora 2. Altfel nu, băgă la somn. E băgă la somn, haide. Urcă-te, Nameless, urcă-te, haide. Ăla-i. Salutare Mirror, bine ai venit pe live, brodere. Tot respectul, i-am luat-o bine pe aici, da, bă. Niciodată n-am venit pe aici, adică niciodată n-am ieșit nici dar prin partea asta. Să vedem dacă găsim ceva șmecher pe aici. Bineînțeles că nu găsești absolut nimica. Cardiff. Contează? Cardiff, Mărlanu, așa se scrie. Opa, cine e ăsta? Cine e ăsta, brodere? Tâlhar. Ăsta e un tâlhar, vrea omorât. Da. Avem tâlhar pe aici. Pe aici a mai fost odată. Da, a mai fost odată. Opa, bă, de unde a apărut tâlhar ăștia, mâncați-a și gura ta. Mamă, ia venit un coabul angiului. Nu, până nu-i dau bucata asta, nu mă las. Hai că i-am mai dat, i-am dat să moară tanța. N-aș ce cu el. Da, au respii să moară tanța. N-am jucat Mate in Mirror. Am jucat Andreuțu. Oh, cum s-a auzit apa asta când a sărit. Bomba! Uite aici un foc. Deșertul, guys. Ăsta e deșertul. Da. Și suntem foarte foarte de Ishtar. De Ishtaranu.
Ca să fac pe mitică mare și acum nu recunoaște. Fiți atenți, îl dau în judecată. Deci să vine să-și ceară iertare pe live, cum adică poate să facă așa ceva nemernicu. Mamă, am și un guardian de la. Nu ataca, nu ataca ca posedatul, că nu-ți dau voie, nu acum. Te aștept, Felipe. Am un câine care vrea să te-o tragă. Na, știi cum? Aoleu. Nu mai ataca ca nebunul. Ne facem de rușine în fața lui Felipe. Și a zice că suntem goticani slabi. Numai el poate juca fără să moară niciodată în joc. Și nu joacă niciodată cu bă Marvin bă. Nu, nu de ce, te rog. Nici nu-mi dau viață. Nu-mi dau viață pentru că râde Felipe de noi după aia și nu e bine. Ăla-i boss. Le waică. Opa. Mamă, ce e ce? Și eu n-am dat save, cred. Nu contează. Felipe nu dă niciodată save. Îl joacă. Dacă moare începe jocul de la început, el nu moare. Asta e faza. Niciodată n-am murit în jocul ăsta. N-avem voie să murim. Niciodată. Ăla-i. Putem să zicem că suntem aproape de rancul lui. Și acum dă și Felipe un save, așa e frumos. Dacă vine să luau de vreo 3 ori, că am apăsat așa, mamă, iată, 2 save-uri. Oh, 2 aligatori, easy Leanos. Mă, cât aligatorul pe aici. Bine, să vii și pe partea aia, o să mergem și pe partea cealaltă, bineînțeles, dar cred că în următorul live. O să omorâm toți și pe acolo. Dar bine să vezi și pe aici, uite, că găsești animale. Găsești chestii de Merlitos. Și da, bineînțeles că suntem foarte, foarte aproape de Ishtar. Wow! Și Nemile se duce într-o ceață sumbredă. Și nu se știe dacă va mai reveni înapoi. Nu prea cred. Opa, tâlhar. Bă, cât tâlhar pe aici mâncați-o și curat, da. M-am și mâncat nemernicul. Ok, dau bucata pentru asta. Se dau bucata. Man, ce face? Bă, nu pot că se dă înapoi mărlanul. Opa, ouă, sunt mai mulți, bă. Ia, ia de aici. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Hap, hap. Și Felipe face movement de la nebun și și-a o săgeată fix în ochi. Da, mai am 5 poțiuni, mișto. Unde erau tălhari ăștia? Mamă. Bă, n-am multe animale, multe bestii periculoase pe aici.
Încă unul. Nice. Ia să vedem, suntem aproape sau nu suntem aproape. Suntem foarte aproape. Aoleo, ce e aici, frate? Ce nu-mi place mie. Fix ce nu-mi place mie. Ce să fac? Ce să fac? De cu arcul, că am luat un arc, parcă de la șmecher. Arcul maestrului. Echipează-l, că fără arc suntem morți și nebun la cap. Dacă aș fi ținti, ce bine ar fi. Mamă, unii dau, bă, nu mai văd bine jocul. Da, fugi, oleacă, fugi, oleacă, miticuș, că vin trei ogri. Da, cu arcul cel mai ușor, adică n-are rost să te complici cu astea. Ăla e boss. Da. E mai bine până ajungem în niște arii cu 1.5. Opa, pe la 1.5 și eu am un clip de încărcat. Și dacă vrea, Andrețu, să mai dăm un meci de CSGO, mă prinde cam 3 din noaptea și aș vrea să mă culc și eu leac în seara asta să mă odihnesc ca lumea. Ca să fiu odihnit pentru mâine. Deci mai stăm așa cam pe la, până la, pe la și jumate. A, bă, Nemle, să ai prea multe poțiuni, ți-am mai zis. Aoleu, viață. Bă, Andruțu, mai ești pe aici? Și doi ochi negri, i-a văzut acum 5 ani, într-o sală de spectacol, în brațe de capitan. Mamă, wow, aici te sui ceva șmec, altă, bineînțeles, bro. Și uite ce face am eu în Emblesul. Scoate-mă arcul, 4. Andreuțu, cred că s-a băgat la somn. Am vrut să plece. Da, mișto. Și nu e nimic aici pe antenă. Foarte mișto. Da, e bine. Drumul ăla că mai pe la dreapta, dar e bine. Îți cred oare misiunea, să avem probleme mari aici la misiunea astea de Nishtar. Că nu le mai cunosc. O singură dată le-am făcut, v-am mai zis. O singură dată. Mamă, uite câte sunt, frate. Bă, și am eu beam numai poțiuni. Oh my god. Da, mișto. Mâna, ce cu ceața asta de sfede așa și șocul, frate? Nu vezi nimica cu furtuna asta. Hehehe.
Am încă două, frate, m-am plictisit să omor ogri. A, mă, dă-i o bucată, incredibil, ce baguit. Da, bineînțeles că nu merge cu... Trebuie să dau numai cu fast attack la asta. Păi, mă, oameni buni, ce gogra handicapată. Luat-te-ar naiba de ogre. Bea poțiune, nemes, bea poțiune, că atât știi. Aoleu, și eu n-am salvat deloc, acum văd. Știi să li bapi din nou? Hai că li mai bat dacă-i. Hai că li mai bat dacă-i. Le lăs aici, de lei naibii. Hai. Arcul ăsta, uite ce damage de arcul ăsta, uite ce damage de la HD. Trebuie să dau 50.000 de săgeți. Că am vândut ca bow arcul meu șmecher. N-am și eu un pergament, ceva și maker să dau, să le bat pe toate dintr-o bucată, n-am. Am un golem, mâncați așa gura ta, care nu va ataca niciodată. Ce că bate o grau nou, unde ăsta, un golem. Dar bineînțeles, că tot după mine vine. Măcar să-i distrag atenția, știi ce zic? Se iau și eu pe la spate. Hai mă, uite, bă, ce mă enervează ogrele astea, incredibil cum dau cu ciocanul ăla handicapat. Hai mă, domnule golem, dă-i și tu o bucată acolo mâncată așa, trage-l, așa. Amin. Dacă aș nimeri și eu să moară tanța. A mai rămas, cred că mai e una. Se ce-i dă golemul meu acum. Hai, ocupă-te, domnule golem, și mă ocup de asta. Ca să meargă treaba, nu de alta. A bătut golemul meu. Și tu. Și mult damage și da, dacă e. Hai, bă. Și uite ce repede vin astea înspre tine, brodere. Cine sunt aceste... Acești căpcăuni pișați? De ce sunt făcuți? Ciclopii ăștia, urâți ăștia. Ieși acasă, mâncați aș gura ta. Că dacă era magician, vă uscam de mult. Armura grea din urmarea, pe nu e aia grea? Bă, n-au unii armura grea din urmarea, asta e bă. Dar sunt și eu prost, da. Și am jucat până acum cu aia ușoară, vorbesc serios? Am zis că e mai ușoară, da. Ahi, păcate. Da. De-aia am luat eu așa damage, bă, și îmi dădea două bucă. Căți ăștia. Eu aveam pișetură de armură pe mine, bă. Eu aveam pișetură de armură, mă. Nu mi-am dat seama și eu, nici n-am fost concentrat la armură. Dar ce armură au ăștia? Salutare, King, uite, nici nu salut din cauza ogrelor astea, nici nu l-am salutat măcar pe King. Salutare, frate, bine ai venit pe Life Rețelul. Tot respectul, bro. Te pup.
Da, suntem extrem de aproape de aici, dar aș merge puțin pe aici pe sus, dar nu știu dacă mă pot urca. Hai că mă pot urca dacă e. Bă, mă pot, ești nimor. Da, ăla e Ishtaro. O să iau pe atrag de teleportare și terminăm live-ul. Că s-a obosit. Am nevoie de odihnă. M-au terminat psihic aceste ogri jegoase. Da. O să venim aici, da, mâine. Mâine terminăm cu Ishtaro. Omorăm pe Kronos și pe Vatras. Pe Neferius, pardon, că Vatras e deja în mormânt. Și terminăm toate misiunile cele mai... Și mai trebuie să le terminăm. Și aia e. Măcar să iau piatra de teleportare. Ia-mă piatra de teleportare. Așa. Da, am ajuns în niște prieteni. Ultimul oraș. Orașul Zuben. Să moară tanța. Mersi mult că ați fost aici până la ora asta târziu. Oricum, tot respectul. Aveți grijă de voi și noi ne auzim mâine cu nou live forță forță de la 9:30. Și auzi muzica, nu trebuie să ascultăm o leacă muzica asta. Parcă nu văd acum pe Felipe cum face așa cu țețanele alea. Imaginați-l pe Felipe cum dansează așa cu o arabaică. Și face Felipe așa. Și se uite așa. Da! Eu sunt Felipe! Și mă doare în pulă! De tot ce ei. Șmecher. Îmi umplu viața, până umplu viața, atâta mai las. Până fac viața. Din butoi. Mamă, și Felipe acum dă din buci. Viața din butoi. Puțin și viața e fulă. Tot apa e acolo, nu mai am apă. Gata, s-a terminat muzica. Și avem și viața fără. A început muzica lui Zuben, gata, plecând că e deja... Da. Da, prieteni, cam atât cu live-ul ăsta, forță. Mersi mult încă o dată, tot respectul, 28 de ligiane. Ne auzim mâine. Până atunci, să aveți o seară minunată, cam povești. Toate cele bune, respect. Pa, pa! Vă pup! Pam 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 pam